Bună, sunt Denis și prezint o nouă poveste originală pe canalul meu Lumina Povestilor. Iar în vă v ruga foarte mult să vă abonați acest canal și să lăsați un like. Mariei inima i s-a strâns de îndată ce a văzut acest cuplu nefericit care se apropia nesigur de cafenea. Bărbatul era îmbrăcat în cele mai sărace haine pe care le putea imagina, pantaloni lungi întinși și nespălați care erau evident prea mari pentru el, o cămașă mânjită și întinsă, vesta uzată cu o mulțime de buzunare mari și mici, aplicate cu arici și cu fermoare. Pantofilul erau niște adidași bătuți, cu care bărbatul părăsea sunetul puternic Bărbatul era părul lung și neîngrijit, deși, în mod surprinzător, părul său negru ca smoala fusese vopsit recent Acest lucru era ciudat Un om care evident nu avea bani nici măcar pentru cele mai de bază cheltuieli se cheltuise pe vopsirea părului Ciudat Maria a scuturat capul dar un adult, chiar dacă arată cu totul disperat, nu este atât de înduioșător precum un copil. Și anume, un copil în vârstă de aproximativ 5 ani însoțea vagabondul nefericit. Aspectul ei era la fel de trist. Pe micuța vagabondă o ca o pălărie solară arsă de soare, o rochie mov cu paete, care era mai potrivită pentru un spectacol de ziua internațională a femeii decât pentru uzul cotidian. Deasupra purta o vestă sport din material de balon cu o glugă și o bandă reflectorizantă pe piept. Rochia de sărbătoare, dar evident uzată, arăta și mai sărăcăcioasă împreună cu vesta sport fadă fără mâneci. Dar cel mai deprimant aspect erau picioarele murdare ale fetiței, care păreau să fie prea mici pentru sandalele ei, cu doi numere mai mici decât trebuiau să fie. Maria a simțit cum îi picurau lacrimi din ochi. I-a fost fizic dureros să vadă cum micuța își strângea degetele, care cu greu se potriveau în sandale și abia atingeau pământul. O imagine tristă, așa cum a citit o în gândurile din ei, la fel ca și Maria, care ieșise să adune farfuriile de la mesele de vară. Și de ce aduc astfel de copii pe lume? Ei se nasc în sărăcie. Mai taci. O să audă, i-a spus Maria. Și ce Crezi că nu bănuiește că și-a distrus viața copilului, a răspuns tătarul. Între timp, tatăl și fiica se apropiau de cafenea, bărbatul pășea nesigur în jurul maselor. Apoi, strângându-și curajul, s-a adresat dinei. Spuneți-mi, aveți cartofi prăjiți cu cola și înghețată? Da, a răspuns indiferent chelnerița și cafea neagră. Avem și asta, a adăugat fata cu un zâmbet. Atunci pot face o comandă și să ocup acest loc. A întrebat bărbatul politicos. Dina nu a răspuns. Ea îl privea în tăcere pe vagabond, cu brațele încrucișate pe piept, evaluând dacă va plăti pentru masa sa sau dacă va trebui să scoată bani din buzunar. Desigur, puteți, a zâmbit politicos Maria, întrerupându-i gândurile din ei. Luați loc proastă, a spus Dina în gând și a plecat în clădirea cafenelei, fluturându-și mâna, în timp ce Maria a rămas în picioare lângă o masă roșie de plastic. Sub un umbrelă mare de soare. Fetița a început imediat să trântească un scaun de plastic pentru a se așeza cât mai repede. Mie foame, a mărturisit ea. Atunci vom lua cartofi prăjiți, cola și înghețată, te rog, și pentru mine cafea neagră, cea mai ieftină, a spus Maria, realizând că ar fi bine ca copilul să mănânce ceva mai consistent, iar bărbatul, de asemenea. Tânăra chelneriță a apucat să se îndepărteze câțiva pași, când brusc s-a întors rapid și a întrebat, nu vreți să luați prânzul complet? Bucătarul nostru gătește foarte gustos, iar prețurile sunt rezonabile. Astăzi avem chifteluțe cu piure de cartofi, compot, borș. La cuvântul borș. I s-a părut că l-aude pe bărbat înghițind saliva cu zgomot. El și-a coborât privirea, iar în locul său a răspuns fetița, scuzați-ne, dar avem puțin bani. Se întâmplă, a spus chelnerița cu compasiune. Atunci cola și cartofii prăjiți. Curând, Dina a apărut cu un tava roșie, purtând cartofii prăjiți și cola. Și unde este înghețata? A întrebat fetița dezamăgită. Înghețata vine după supă, a spus Maria zâmbind, știind că ar fi bine ca fetița să mănânce ceva mai consistent, iar bărbatul, de asemenea. Ochii bărbatului s-au rotunjit. Eu n-am comandat asta, a fluturat el mâinile. Eu nu am să plătesc. Maria a zâmbit cu maliție pentru a acoperi situația și a așezat farfuriile pe masă. Mierușine, rușine, am mormăit bărbatul neajutorat. Mâncați în liniște, altfel se va răci, a intervenit Dina. Vă vom hrăni, iar pentru noi se va face o faptă bună, a spus ea și a făcut cu ochiul Mariei. Fata a zâmbit. Știa că Dina încearcă să pară că este o persoană rece și nepăsătoare, dar în realitate ea era o persoană bună și simpatiza cu cei care aveau nevoie. Puțin cam directă. Bărbatul și fetița s-au apucat de mâncare. Vagabondul a luat supa, în timp ce fetița a ales să mănânce mai întâi cartofii, pentru că cine știe, poate îi vor fi luați. Maria îi studia fețele. Tatăl era rotund, chel și avea ochi buni și o privire nesigură. Ce ciudat! A murmurat ea și sprâncenele lui sunt vopsite, ciudat. Fetița nu semăna deloc cu el avea ochi mari, albaștri, pielea palidă și pistrui pe nas și pe obraji. Ah, ce creatură minunată! Dacă ar fi să o îmbrace și să o spele, ar fi o frumusețe. Și puțin mai hrăniți, arată destul de slabă. Mănâncă supa, a spus bărbatul bâlând, fără a o certa pe fetiță pentru că a ales să mănânce ce era mai gustos. Și trebuie să mănânci carne. Fetița a luat o lingură și a început să mestece, bătând tare cu lingura în farfurie. Este gustos! Mulțumesc, a spus ea politicos. Ah, ce maniere ai, ca ale prințesei Diana! S-a extaziat Maria. Și cine este prințesa Diana? A ridicat fetița sprâncenele. Îți voi povesti cu siguranță într-o zi, a făcut cu ochiul Maria, în timp ce se gândea dacă hainele nepoatei sale i-ar merge fetiței. Va trebui să meargă să ceară. Sora ei nu ar trebui să refuze să ajute pe cei nevoiași. Văd că nu ați mai mâncat de mult timp, a întrerupt-o Dina. Sunteți bine, a răspuns bărbatul ca un robot. Oh, văd că sunteți bine, a mormăit tătarca. Maria a clătinat din cap nemulțumită, nu-i plăcea când colega ei era atât de lipsită de tact, dar făcea asta adesea, era atât de directă, spunea totul în față. De exemplu, odată i-a spus Mariei, ar trebui să-ți împrospătezi puțin ochii, arăți ca o șoarece gri și nimeni nu te va lua în căsătorie așa. Dar Maria voia să se mărite nu pentru a fi întreținută sau pentru a arăta societății că are un soț. Sunt o femeie independentă. Nu am nevoie de un bărbat, nu, nu pentru asta. Ea doar știa că fără soț nu va avea copii, și fără copii nu va avea o familie numeroasă și unită. Desigur, există cupluri care conștient sau din motive medicale nu au copii, este treaba lor personală, dar Maria își dorea să fie mamă. Multe femei moderne o vor critica și vor spune, fii, ce visezi să fii o gospodină, asta e visul tău. Trebuie să visezi la autorealizare, să-ți construiești o carieră, nu să ștergi nasul copiilor și să gătești borș pentru soț. Ei bine! Fiecare cu ce a învățat. Maria știa că nu va merge pe drumul carierei. S-a înscris la o școală de contabilitate pentru că așa și-a dorit mama, dar mama nu mai era, a murit și subțire, altfel, probabil ar fi făcut-o să meargă să lucreze în domeniul ei. E trist când nu poți să-ți trăiești viața din cauza propriilor temeri sau din cauza presiunii exterioare. Mama Mariei era, desigur, o femeie bună și iubea fetele sale. Dar fiica mai mare, Ecaterina, s-a căsătorit de vreme și s-a mutat din apartamentul mic cu o cameră în care locuiau întrei, trei, iar Maria a rămas. Așa că toată dragostea și timpul mamei s-au dus către ea. În general, mama visa să-și vadă fiica intrând la facultate, dar, aflând despre boala ei, a decis că trebuie să-și pună fiica pe picioare cât mai repede, să aibă o meserie. Și ce să facă dacă mama va muri și fata va rămâne școlăriță? Cum să aibă grijă de ea însă și Ecaterina nu va ajuta, are o familie tânără și este distrată cu soțul ei. Va neglija-o și nu va avea de unde să ia bani. Așa că documentele de la școală au fost luate după cea de-a noua clasă și Maria a fost nevoită să meargă să învețe să fie contabilă. Asta și-a dorit mama, iar voința unei persoane bolnave, a cărei viață se apropie de sfârșit, nu putea fi încălcată. Din considerente de conștiință, după absolvirea școlii de contabilitate, Maria a încercat să se angajeze ca și contabilă. Ea a făcut tot posibilul, a mers la interviuri, s-a înscris la biroul de ocupare a Forței de Muncă, voia să-i facă pe plac mamei. Dar fie nu găsea o poziție potrivită, fie primea refuzuri și astfel s-a ajuns să aibă un interviu la un restaurant pentru postul de contabil Mulțumesc, vă vom suna, a auzit răspunsul obișnuit Nu, nu sunați, a zâmbit Maria De ce sunteți atât de hotărâtă? A întrebat managerul politicos Pentru că nu am experiență Tot timpul primesc refuzuri, iar acum am nevoie de un loc de muncă și banii de asemenea și știți ce? Luați-mă ca o spătăriță. O spătăriță? Ei bine. Am văzut anunțurile pe ușă. Luați-mă, da. Sunt ageră descurcăreață și am picioare sănătoase. Pot alerga toată ziua. Restaurantul avea cu adevărat nevoie de ospătari, salariul era mic, dar clienții erau generoși, mai ales șoferii de camion care adesea dădeau bacșiș. De ce să nu o ia pe fata asta? așa că Maria a început să lucreze. Cu toate acestea, a trebuit să-i spună mamei că s-a angajat în domeniul său. E greu, Maria, la locul de muncă, se îngrijora mama. Stătea într-un scaun în hainele ei colorate de casă cu fermoar. Avea o batistă pe cap, era foarte complexată de capul ei chel, pielea ei era palidă și subțire ca pergamentul. Lângă buzunarele halatului ei se mândrea cu ileoproctie proctie pe care mama se simțea inconfortabilă. Maria s-a așezat la picioarele ei pe un taburet, ca în copilărie și, ridicându-și capul, a început să-i spună povestea pe loc nu întotdeauna, adevărul este că uneori inventa povești în avans. Avea o colegă de birou, Zinaida, care era șeful departamentului și o casieră pe nume Nina. Aceste personaje inventate fie se despărțeau de soții lor, fie se certau între ele, dar cel mai important, ele erau mereu bune cu Maria, o ajutau în munca ei. Nina era neexperimentată, așa că aceste femei amabile au luat-o pe proaspăta absolventă sub aripa lor. Unele dintre povești erau atât de emoționante încât Maria chiar vărsa lacrimi. Iar mama ei, devenită mai nervoasă și sentimentală din cauza bolii, plângea împreună cu ea. Fata îi îmbrățișa picioarele, așezată pe taburet, ca în copilărie, și își punea capul pe genunchiul mamei, iar mama o mângâia pe cap, spunând că este fica ei, o fată deșteaptă. Uite, uite, Maria, părul începe să crească, pare că a început să iasă puțin puf. Zâmbea bolnava de cancer, mângându și capul cu mâna. Și adevărul este că părea că te reînnoiești, Maria. Se bucura fiica. Din păcate, acest val de viață era un semn al unei stingeri iminente. Într-o zi, femeia s-a simțit foarte rău și câteva zile mai târziu a murit. Și abia atunci. După moartea mamei, când a înțeles că mama nu mai este, Maria a simțit o rușine insuportabilă pentru minciuna ei. Iartă-mă, mamă, iartă-mă, plângea fata așezată pe mormânt. Nu ți reproșa, a spus sora. Datorită minciunii tale, ea a murit cu sufletul ușor. Ecaterina era sora vitregă a Mariei, tatăl lor era diferit. Cu toate acestea, mama lor nu s-a căsătorit niciodată, așa au ieșit lucrurile. Nu a avut noroc cu bărbații. Când afla că era gravidă, fugea cât o țineau picioarele și spunea adio în grabă, indiferent de cum o chema pe bărbat. Dar femeia nu și-a pierdut niciodată speranța și a știut să se bucure de viață prin maternitate și prin lucrurile simple care o înconjurau. Desigur, situația lor financiară modestă și alte dificultăți s-au făcut simțite, dar în general, ea a reușit să transmită Mariei un simț al bucuriei de viață. Dar Ecaterina era diferită. Ea iubea banii și nu putea înțelege cum poți fi fericit când vântul bate în buzunare. Datorită diferențelor lor de viziune asupra vieții, surorile se certau des. Ecaterina chiar a despărțit-o pe Maria de iubitul ei odată, deși fata îl iubea atât de mult dar ea nu și-a putut cere scuze și nu și-a recunoscut greșeala. Nicolae era un simplu student la facultatea de istorie, destul de plictisitor, mic de statură și avea o înțelegere ciudată despre romantism, dar pentru Maria el era totul. Era gata să-și cheltuiască ultimii bani pe vitamine pentru ea, da, nu-i cumpăra flori, poate doar să smulgă câteva violete sălbatice de pe câmp. De ce să cheltuie bani pe ceva ce crește gratuit? Dar vitaminele pentru femei pentru a susține sistemul imunitar sunt importante. Vara poți cumpăra fructe și fructe de pădure de la piață, iar iarna poți lua niște portocale sau să treci pe la farmacie pentru niște multivitamine moderne. Odată când iubitul i-a adus o cutie cu pastile, ochii Mariei au sărit în frunte. Ce este asta? Ce este asta? Omega 3 în capsule. Destul de scumpe, apropo. Și omega aici nu este extrasă din ficatul peștilor, cum se întâmplă adesea la producătorii mai ieftini, ci din țesutul muscular al peștilor, ceea ce este mult mai benefic. Iale, întărește-ți organismul. Nicolae nu ți se pare ciudat? Maria a întrebat, încercând să-și păstreze tonul calm, dar era pe punctul de a izbucni în lacrimi. Văzând că prietena ei tremură, Nicolae a făcut semne cu mâinile. Ce ai de ce? Am vrut să fie mai bine, a spus el, nu ți-a plăcut. Dar tu ce ai vrut? Spunem. Data viitoare voi aduce asta. Vreau ceva banal. Un tort, de exemplu, pentru ceai, a spus ea cu mâinile în aer. Torturi, grăsim trans, acele lucruri. Bine, nu intenționez să te otrăvesc, draga mea, mai ai de făcut copii și nu vreau să te îmbolnăvești, a zâmbit tânărul. Copii? Ce copii, Nicolae? a izbucnit Maria. Pe cine ai de gând să întrețină? Totul va fi în regulă, de ce te agiți? A fost surprins băiatul. Ei bine, Nicolae, nu ai niciun loc de muncă. Va fi, sunt sigur, a promis eloh. asta este problema, a dicit Nicolae. Nu ești mulțumită de viitoarea mea profesie și de specialitatea aleasă, banii sunt puțini. Se spune că fetele sunt acum materialiste, a spus el. Fetele acum nu sunt pregătite să meargă flămânde și să umble în ciorap găuriți, a replicat Maria. Bine, atunci caută pe cineva cu un portofel mai gros decât al meu, a sfătuit băiatul. Probabil că asta voi face, a fost de acord Maria. Atunci, noroc, a spus băiatul și a mers să-și pună încălțările. A stat oarecum prea mult timp legându-și șireturile, iar când s-a întins în picioare, Maria a observat că avea obrazul roșu și ochii umflați dintr-un motiv oarecare. A stat prea mult legat de șireturi, obrazul i s-a înroșit și a dat seama fata, dar nu a spus nimic în gândul ei. M-am dus, a spus băiatul, mergi. Fata a dat din cap și nu uita medicamentele, nu le voi lua, a insistat băiatul, le-am cumpărat pentru tine și îți sfătuiesc să le iei, sunt foarte benefice. Nicolae a bătut ușa și a plecat, iar Maria s-a așezat pe canapea și a pornit televizorul pe o comedie pentru a da impresia că nimic nu s-a întâmplat. Primele 15 minute a fost sigură că a luat decizia corectă. Dar cu cât trecea mai mult timp de la plecarea lui Nicolae, cu atât mai mult era convinsă că nu avea dreptul să-l trateze astfel. A luat cutia cu capsule pe care îi le adusese, era frumoasă. A scuturat o lângă ureche, suna ca o mărăcine. A decis să o deschidă și să privească înăuntru, așa cum se cuvine. Cutia de suplimente era dificil de deschisă și a trebuit să depună un efort considerabil pentru a auzi acel sunet specific. După ce a scos capacul, Maria a văzut înăuntru niște capsule mari, de un alb fapt, asemănătoare cu perlele, și brusc s-a simțit din nou supărată că nu merită un asemenea dar de la Nicolae. Nici o bijuterie, nici o călătorie, nici o cină la restaurant niciodată. Fata a pus capacul pe gâtul sticlei și l-a înșurubat cu putere, apoi, în furie, a aruncat sticla sub pat. Ambalajul din plastic a rostogolit zgomotos pe podea, lovindu-se înăuntru, a căzut pe perete și, împinându-se de el, s-a mai rostogolit de câteva ori până s-a oprit. Seara, Maria nu își găsea locul, de obicei Nicolae îi trimitea mesaje romantice cu urări de noapte bună, dar acum telefonul ei tăcea, iar fata a verificat de câteva ori dacă nu a pierdut vreun mesaj, dar totul era liniște. Ecaterina! A strigat Maria în telefon, apelând numărul surorii sale. Ce strigi așa? A răspuns obosită Ecaterina. Se pare că m-am despărțit de Nicolae! A recunoscut Maria, izbucnind în lacrimi. Oh, ce știri avem aici! a chicotit ironic Ecaterina, dar a închis, mulțumită că noapte bună. Așteaptă, Ecaterina, așteaptă, a strigat Maria. Dar ce mai vrei? Vorbește. Vreau să dorm, a murmurat nemulțumită sora. Îmi pare foarte rău, am fost nerecunoscătoare. Mi-a făcut un cadou și eu am țipat la el și a corectat Maria. Și ce era acolo, a întrebat Caterina. Vitamine, a răspuns Maria. Vitamine, a întrebat Caterina nedumerită. Da. Măcar nu pentru coșuri, a râs ea brusc. Nu era ulei de pește, a șoptit Maria, realizând că îl condamnă pe Nicolae, metaforic vorbind, bineînțeles. Ce? Ulei de pește. Ascultă! Nu i-ai cerut o scrisoare de la psihiatru. Nu, a spus Caterina. Nu, dar o recomand în mod categoric. Pentru că, știi, un băiat normal nu îi aduce niciodată unei fete vitamine. Niciodată. Dar dacă ai avea 80 de ani, atunci ar fi logic. Bunicile iubesc să ia pastile. Vor înghiți ulei de pește cu linguri, dar un cadou ca asta pentru o tânără este inadecvat, trebuie să fie nebun. Flori, torturi, asta trebuie să ducă un băiat la o întâlnire, nu pastile, a spus Ecaterina. În torturi sunt grăsim trans, a suspinat Maria. Nu așteaptă, sora mea, la peri, a protestat Ecaterina. Nu știu, Ecaterina. Îmi pare rău pentru el înțelegi că nu poți construi o relație pe milă. Un bărbat nefericit este cel mai rău lucru care îi se poate întâmpla unei femei. Și dacă te uiți la tine și la băiatul tău, sunteți de-a dreptul de modați. Ochelari groși, coafură stranie, pantaloni, cămașă, ca un intelectual sovietic. El poate să trăiască în apartamentul lui cu mama și cu tapetul pătat de pe vremea lui, tot nu se vede din cauza hârtiei colectate de el și de mama lui. Asta a adunat-o cu tatăl lui. Tatăl lui era pasionat de lectură, a încercat să explice Maria. Da, asta era de demonstrat. Îl aper pe el, Maria. Ce bine, du-te la el și te acoperi de praf împreună cu colecția lui de hârtie. Fluturașul să-ți fie în mână. Ai ales singură ți destinul. A rezumat sora mai mare. Nu l apăr, a încercat să se scuze Maria, conștientizând că s-a agitat complet. În concluzie, fetița mea cu înțelepciunea ta, a spus Caterina, un bărbat trebuie să fie de încredere și să aibă grijă de tine, ca un zid de piatră, înțelegi. Să nu-i tratezi nevrozele și să nu-i ștergi nasul în locul mamei lui, înțeles. Am înțeles, a suspinat Maria. E bine, a aprobat Caterina și pentru a întări subiectul abordat, am să-ți spun ce te așteaptă dacă legi viața cu acest ocilar. În primul rând, vei trebui să porți haine vechi toată viața ta, iar copiii tăi vor purta, de asemenea, haine vechi. În al doilea rând, nu vei mânca niciodată pe săturate. Desigur, poți mânca cât de multă cartofi prăjiți dorești, dar probabil că în familia voastră nu vor fi acceptați pentru că conțin cancerigeni. Cel mai probabil, el te va forța să urmezi o dietă corectă și vei petrece zile întregi la fel ca el și mama lui, mâncând doar grâu și copiii voștri vor face la fel. În al treilea rând, să uiți de restaurante și haine frumoase. Ai vrut să scapi de sărăcie. Nu, nu te baza pe acest prost. În al patrulea rând, la vârsta de 30 de ani, vei arăta ca la 50, vrei asta. Nu, nu vreau, a suspinat Maria. Crede-mă, pot continua să-ți prezint perspective, dar sper că ești o fată inteligentă și înțelegi totul singură. A adăugat ea. Înțeleg, a afirmat Maria cu capul plecat. Bine, atunci asta e tot. Apelul cu prietena s-a încheiat, mă duc să mă culc, mâine am o zi lungă la serviciu. Vezi, și eu am avut un soț eșuat. Trebuie să lucrez, a zâmbit Caterina. Oh, de ce spui asta? Alexei te susține foarte bine, am încercat să-l apăr Maria. Dragă soră, a învățat-o pe nas. Dacă o femeie trebuie să lucreze în căsnicie, atunci este o căsnicie eșuată, asta e tot, închid telefonul papa, și fără să aștepte răspunsul Mariei, Ecaterina a închis apelul. Coborându-se cu capul pe o pernă moale, Maria s-a gândit că sora ei avea dreptate, ce să facă cu tocilarul Nicolae. Care nu are nicio perspectivă. El o va trage în jos, bineînțeles, cu ce va lucra. Va freca pantalonii în arhivă, va preda la institut, dar acolo, dacă nu-i păgi, salariul e mizerabil și acest idiot cinstit nu va lua niciodată niciun ban în plus. Maria s-a chinuit atât de mult din cauza gândurilor sale încât a reușit să adoarmă doar spre dimineață. Ea spera în secret că Nicolae îi va suna sau îi va scrie dimineața, dar el nu i-a scris și nici nu a sunat. Era supărător, foarte supărător. În ziua următoare, tânărul a fost din nou tăcut, ceea ce nu putea să nu-l irite pe Maria. Ah, bine, s-a eliberat de el și bine, Ecaterina are dreptate, nu are rost. Maria încerca să se convingă pe sine, dar cu cât se gândea mai mult la asta, cu atât își dădea seama că Ecaterina a devenit aceea care mânca relația dintre ea și Nicolae. Dacă Ecaterina nu ar fi picurat constant în creierii ei și nu i-ar fi spus ce pierdere este studentul de la Facultatea de Fizică Aplicată, atunci probabil că Maria nici nu ar fi avut gânduri de a-i face vreo reproșuri. Dar el dă vitamine și le dă. Fiecare are propriile sale ciudățenii, dar cel puțin el are ochi frumoși. Păcat doar că datorită lentilelor groase ei devin disproporționat mari. Dar asta nu-i nimic, vor fi bani. Poate face o corectare cu laser, și el știe multe povești interesante și vorbește cu atâta pasiune. Se putea pierde în povestirile lui. Absorbită de dialogul cu sine, însă și Maria a realizat brusc că a trecut pe lângă farmacie fără să intre înăuntru. Trăgând ușa grea și veche spre ea, farmacia se afla într-o clădire veche pre-revoluționară. Tânăra a intrat și a început să privească rafturile cu atenție. Iată-le, departamentul de vitamine de care avea nevoie. Dar este disponibil medicamentul pe care îl caută. Cu răbdare, tânăra a văzut în cele din urmă sticla de care avea nevoie și prețul sub ea. Uau! Wow! Uite ce scump! Se pare că Nicolae a cheltuit o sumă destul de mare pe aceste vitamine, nu a economisit bani. Ieșind din farmacie, Maria a apelat numărul surorii sale. Dar ce vrei din nou? Sunt obosită, i-a răspuns aceasta. Ecaterina, știi cât de scumpe sunt aceste vitamine prostești? Sunt incredibil de scumpe? Nu m-am gândit că ar fi atât de costisitoare. Acum mă simt atât de jenată în fața lui Nicolae, pentru că el chiar și-a cheltuit serios banii. Ei bine, încep să cred că Nicolae este un prost al tău, a spus Ecaterina. De ce crezi asta? pentru că doar un prost poate cheltui astfel de bani pe pește și ulei, a rezumat Caterina. Cred că te legi de el în mod necugetat, a răspuns Maria. Cum vrei tu, doar nu plânge apoi. Gata, nu am timp acum, a spus Caterina. După discuția cu sora ei, Maria a început să se gândească. Nu, totuși îl iubește pe Nicolae. El este bun, bâlând și onest. Ajunsă acasă, ea a căutat sub pat, a scos o cutie cu pește și ulei și a dat-o la o parte de praful de păianjen. După ce a deschis capacul, a luat una dintre perle și, înghițind-o cu apă, a înghițit-o, apoi a apelat numărul lui Nicolae și a întrebat cu naturalețe, salut! Ai primit vitamina pe care mi-ai dat-o. E minunat! Mă simt chiar mai sănătoasă. Ce vitamină, Maria? A întrebat Nicolae rece. E cea de pește și ulei, a răspuns fata. Ah, am înțeles. Ei bine, Maria, nu ești un copil de 5 ani ca să folosești cuvinte pentru copii. Dar bine, lasă, văd că te simți jenată pentru cum te-ai comportat cu mine. Și încerci să te prefaci că ești un copil mic pentru a-ți reduce responsabilitatea, că sunt micuți, eu sunt un hoț. Dar asta nu funcționează cu mine. Ești adultă și trebuie să-ți asumi responsabilitatea pentru cuvintele și emoțiile tale, așa că aștept scuze. Ce? Nu am cerut scuze, a spus Maria surprinsă. Da, nu am făcut nimic pentru care să-mi cer scuze. Dacă nu ai nimic pentru care să-ți cer scuze, atunci nu avem nimic de discutat. Nu sunați niciodată la mine din nou, a spus Maria. Vă rog să observați că ați fost cel care m-a sunat, dar voi îndepliniți cererea voastră și nu vă voi mai deranja niciodată. La revedere! Apelul a fost întrerupt. Iar Maria și-a dat seama că nu respirezi de câteva secunde și a izbucnit într-un șuvoi zgomotos de aer pentru a-și umple din nou plămânii. Ce ne suferit! Ei bine, nu știe să comunice cu femeile, asta e, așa că nu pot să-i demonstrezi nimic. Bărbații sunt așa, vorbește cu mânca și nu le poți arăta dreptatea. Bărbații nu învață nimic până nu e prea târziu, a oftat Maria când și-a împărtășit preocupările la locul de muncă cu prietena sa. Poate că tipul nu este chiar atât de rău, iar darul a fost nepotrivit, de ce l-ai spus direct în față, trebuie să fii mai subtilă. Dacă un bărbat este dispus să cheltuiască bani pe tine, chiar și ultimii bani, atunci îl poți îndruma în direcția potrivită a muncii. Bărbații trebuie educați, nu luați gata. Există o mulțime de vânătoare de dornici, știi câți, oh, oh, dar tu ai crescut propriul tău. Este prea târziu, a suspinat Maria, deja ne-am certat grav. Nu mai pot să împaci lucrurile, a zis Dina. Dar Maria și Nicolae nu s-au împăcat. Au trecut o lună, apoi alta și încă una. La vârsta mijlocie, timpul zboară neobservat, dar la vârsta Mariei fiecare săptămână contează și dacă te desparți de cineva, atunci fiecare oră trece chinuit de încet. Dar el nu are inimă, își spunea ea singură. Am pierdut-o pe mama nu de mult, am stres și el este atât de crud cu mine. Este corect așa. Conversând cu ea însă și, Maria a crescut în cele din urmă o durere atât de profundă în interiorul ei încât nici măcar nu mai voia să aibă nimic de a face cu Nicolae. Cu timpul, durerea despărțirii s-a atenuat, iar tânăra a continuat să-și trăiască viața. A început să lucreze, să vadă seriale, să iasă în oraș cu prietenele și să se ocupe de pasiunile ei, la fel ca oricare altă tânără obișnuită. Uneori, Maria mergea la întâlniri, dar toți băieții păreau a fi nepricepuți în comparație cu Nicolae. Proști, spunea Ecaterina, un bărbat trebuie să câștige bani, nu să povestească povești și trebuie să fie bani buni. Ai înțeles? Am înțeles, răspundea Maria cu supunere, dar totuși inima ei nu era deschisă față de acești tineri. Dar nu avea încotro. A trebuit să se împace cu greșeala ei și, convenind cu ea însăși, să continue să trăiască. Maria înțelegea că în fața ei se deschide un viitor plin de provocări, iar cum îl va parcurge și, mai important, cu cine, depinde de ea. Un principiu important pe care îl urma tânăra era să nu facă rău altora, ba chiar să ajute. Din acest motiv, într-o zi a disprețuit un cerșetor și fiica lui mică. Cum te cheamă, fetițo? A întrebat zâmbind Maria, aplecându-se deasupra micuței vizitatoare care mânca în fometată supa. Fetița s-a uitat în direcția tatălui și tânăra ospătăriță a avut impresia că îl vede pe bărbatul bătând ușor din cap în semn de aprobare. Ana a răspuns fetița. Ce nume frumos! S-a entuziasmat Maria. Se potrivește cu al meu, Anna Maria, a spus ea și s-a oprit, întrebându-se de ce vorbește cu fetița, pe care cel mai probabil o vedea pentru prima și ultima oară. Discuția ei a fost întreruptă de cerșetor, care s-a ridicat brusc și a fugit spre drum. Unde te duci, prostule? a strigat Dina. Cu toate acestea, omul nu auzea, îndepărtându-se rapid de masă. Oh, Dumnezeule! a exclamat agitat tătarca. Chiar și micuța Ana părea speriată și a încercat să-și întindă gâtul pentru a vedea unde merge tatăl ei. Fără să înțeleagă ce se întâmplă și unde se duce. Stai! Stai! a strigat disperată Dina. Totul s-a întâmplat foarte repede. Mașina neagră nici măcar nu a încetinit, ci l-a luat pe cerșetor pe capotă, l-a aruncat peste acoperiș și l-a făcut să cadă în spatele ei ca un sac de cartofi. Maria, uluită, a clătinat din ochi, apoi și-a deschis gura și a țipat cu putere, acoperindu-și fața cu mâinile. Ce faci, idiotule? I-a strigat Dina ca să o țină departe de spectacolul ăsta, ținând-o strâns la piept pentru a nu vedea accidentul. Chemă ambulanța. A comandat Dina Mariei. Ea a scos telefonul și, cu degete tremurânde, a început să tasteze un număr simplu. Era atât de agitată încât chiar a uitat adresa ca ambulanța nu părea să se grăbească. Probabil erau siguri că pacientul era mai degrabă mort decât viu. Atunci când personalul medical a ajuns în cele din urmă, l-au prins pe cerșetor de mâini și de picioare și l-au încărcat în mașină. Erau uimitor cât de brutal l-au tratat. Primul caz când văd așa ceva a remarcat din a vorbind singură, deoarece Maria și Micuța erau în interiorul cafenelei, iar clienții încă nu sosiseră. Maria încerca să calmeze fetița și să o consoleze. Nu-ți fă griji, draga mea, tatăl tău va fi bine, îi spunea ea, și apoi își înjura propria minciună. Nu vă faceți griji! Draga mea, tatăl tău va fi bine, i-a repetat Maria. Dar fetița a răspuns hotărâtă, dar cu amărăciune în voce: Da, tatăl meu a murit. Și eu voi fi ucisă, a adăugat ea cu încredere. Și si Vasile a murit, a spus fetița. Maria și-a deschis gura în surprindere. Vasile? a întrebat ea, uluită. Da, a confirmat fetița cu un gest de cap. Persoana cu care ai venit aici se numește Vasile. Nu este tatăl tău? Nu, nu este tatăl meu! Dar nu este bine să spui asta, înțelegi. A spus fetița serios, apoi a atins cu cu degetul. Conversația lor a fost întreruptă de Dina. Ascultă, Maria, ceva nu este în regulă. M-am apropiat de aci medici. Par foarte ciudați. Și... Știi, bărbatul părea să respire, dar ei l-au aruncat în mașină ca și cum ar fi fost mort, fără să încerce să-l salveze. Probabil asta e felul lor de a trata toți oamenii străzi, a presupus Maria. Oh, nu știu, dar ceva mi se pare ciudat. Și am întrebat unde îl duc în ce spital, iar ei mi-au răspuns: "Nu te privește, du-te și lucrează." Înțeleg că în sistemul medical nu întotdeauna lucrează oameni delicați, dar nu m-am mai confruntat cu atâta nesimțire. Ai sunat la poliție? A întrebat Maria. Nu, au venit odată cu ambulanța. Lucrează acolo. Voiau să mă chestioneze, dar le-am spus că mi-se ard chiftelele și m-au lăsat în pace. Dar nu ți face griji. Vor veni în curând și va trebui să le povestim. Și tu vei fi implicată în asta, și fetița va ajunge la poliție, a spus Dina, arătând spre Ana cu capul. La vederea acestui gest, ochii fetiței s-au mărit. S-a repezit sub un dulap din bucătărie, unde se afla un spațiu îngust între perete și spatele unui dulap cu vase. Era uimitor cum a putut să se strecoare acolo, dar era imposibil să o scoată de acolo. Maria și-a întins mâna spre ea, dar întâmpinând o pânză de păianjen lipicioasă, și-a retras rapid mâna cu dezgust. Fugi! A strigat ea la Ana. Acolo e murdar, ieși! Nu voi ieși, a răspuns fetița. De ce să te temi de poliție? A întrebat Dina. Nu! Nu am făcut nimic rău, dar în poliție sunt lupi de ghizați care mă vor mânca ca pe scufița roșie. Dina și-a ridicat sprâncenele și a aruncat Mariei o privire semnificativă. „Astfel de oameni în uniformă presupun”, a spus ea uimită. Fetița din spatele dulapului s-a auzit doar scâncind. Apoi, ușa cafenelei s-a deschis brusc, iar cineva a intrat cu zgomot. Dina a ieșit din bucătărie în zonă să vadă cine era. „Maria, vino aici”, a strigat ea după câteva secunde. Maria a ieșit și a văzut un bărbat, ușor chelos și cu aspect pătrat. Cu toate că era cald afară, purta o jachetă de piele. În mână ținea o meapă neagră și severă. Bărbatul părea plin de o agresivitate impenetrabilă. Avea impresia că era un buldog care a mâncat prea mult somnifer. Dar, la cel mai mic impuls, ar sări în picioare și ar începe să latre la interlocutor cu maxilarul pătrat sunt maiorul investigator Trifan, s-a prezentat bărbatul. Am câteva întrebări despre accidentul rutier. Maria a clătinat din cap, iar Dina s-a plecat, cu toate că părea să fie deja țepoasă. Nu am văzut nimic, a declarat ferm. Maria nu a văzut nimic, a spus Dina, încurajând minciuna. Maria a continuat să facă cu ochii, de parcă nu ar fi văzut nimic deloc. Dar toată lumea știa că au văzut totul, de la început până la sfârșit. Dar nu a spus nimic cu voce tare. Dina, care a trecut prin multe în viața ei, avea un simț bine dezvoltat pentru ceea ce trebuie făcut. Nu există așa ceva să nu vezi nimic. Ați observat ceva, a spus Trifan hotărât. Să continuăm în ordine. Sunteți cunoscut cu persoana decedată. Cu persoana decedată. Maria a palit și mai mult. Atunci, totuși, este el, din păcate, a spus Trifan, indiferent. Nu, nu cred. El respira, a protestat din indignată. Ce nușă! A continuat să spună ofițerul cu aceeași indiferență. Nu, nu suntem cunoscuți cu el, a suspinat Maria. Doar a venit să mănânce la noi. Când a fost asta? La ora două. Și a spus numele. Nu, sigur că nu. De obicei, nu ne prezentăm vizitatorilor, cu excepția clienților obișnuiți, dar el a fost pentru prima oară. A adăugat somtuasa chelneriță. Și ce a comandat de la voi? A continuat anchetatorul. Dar asta contează, s-a mirat dina. a. fost lovit de o mașină. Ce importanță are ce a comandat? O omletă cu pește sau un stăic mediu prăjit. Oferiți stăicuri a întrebat Trifan. Nu, a răspuns Dina într-un moment de întare. Atunci, vă rog să nu ne distrageți de la subiect, a recomandat ofițerul. Și ce e important și ce nu e important, eu îl decid. Bine, bine, da. A comandat. A fost un prânz complet. Aveți prânzuri destul de scumpe. Nu, de fapt, prânzurile noastre complete sunt mereu la reducere, foarte ieftine oh și cartofi prăjiți, a adăugat Maria. Cartofi prăjiți și cola. Corect. Un fel ciudat de a comanda, nu vi se pare? De obicei, un astfel de fel de mâncare este comandat pentru un copil. Spuneți-mi, a fost singur sau cu cineva? Știi, întrebările astea mi se par tot mai ciudate, s-a încruntat Dina. Ați putea să ne arătați legitimațiile voastre. Ah, legitimații, a exclamat cu bucurie Trifan, iar un zâmbet neplăcut a apărut pe fața sa flască. Iată-le, a spus el și a scos un document din buzunar, arătându-le rapid în fața din ei, ca și cum ar fi fluturat aripile unei fluturi și l-a ascuns rapid înapoi. A arătat documentele atât de aproape încât Tamara a trebuit să-și închidă ochii, dar tot nu a reușit să citească nimic. Și acum arătați-vă documentele, să vedem dacă totul este în regulă cu voi. Poate ar fi timpul să vă deportăm. A spus bărbatul cu un zâmbet viclean. Dina și-a frecat ochii și a gură și apoi, realizând și repede situația, a spus, ați ieșit cu capul, domnule. Unde să mă deportați? Sunt cetățean al acestei țări și sunt acasă. A alergat în bucătărie pentru a-și lua geanta și a adus pașaportul. Iată, uitați, a spus ea și a scos solemn pașaportul. Abia a avut timp să-și scoată documentul din buzunarul de la piept și l-a ascuns repede. Ei s-a indignat din a. TSSS. A pus degetul pe buze Trifan. Păstrați-le până când clarificăm situația. Și acum arătați-mi documentele, să vedem dacă sunteți în regulă. Poate e timpul să vă deportăm. A spus cu un zâmbet răutăcios bărbatul. Dina și-a frecat ochii și a gură și apoi, realizând repede situația, a spus, ați sărit calul, domnule. Unde să mă deportați? Sunt cetățean al acestei țări și sunt acasă. A alergat în bucătărie pentru a-și lua geanta și a adus pașaportul. Iată, uitați, a spus ea și a scos solemn pașaportul. Abia a avut timp să-și scoată documentul din buzunarul de la piept și l-a ascuns repede. Ei, s-a indignat Dina. TSSS. A pus degetul pe buze Trifan. Păstrați-le până când clarificăm situația. Ați văzut și acum clarifică. A spus Dina. Nu știu ce vorbiți acolo, dar nu ai voie să mă atingeți fără acordul meu. Așa prevede legea, a continuat ea cu un ton determinat. O, asta nu e nicio problemă, a râs Trifan, ca și cum ar fi jucat un personaj dintr-un film bun. Aici, legea sunt eu. Deci, să ne amintim repede cu cine a venit cerșetorul și ce ați văzut. Maria și Dina s-au privit din nou și Tamara a continuat. A venit cu un doberman din senin, a strigat Maria într-un moment de surpriză. Dina avea o expresie de neîncredere pe față. Ce? A exclamat anchetatorul. A venit cu un doberman. Un câine mare. Trăgea de el cu o sfoară. Câinele se împotrivea. Probabil că l-a furat de undeva. Poate poliția știe. Câinele este scump. De obicei, astfel de câini sunt căutați pentru recompense. Maria mințea și nici măcar nu roșea. Și unde a dispărut câinele? A întrebat Trifan sceptic. Oh, l-a eliberat în grabă imediat ce cerșetorul a fost distras, a glumit din noi l-am văzut doar pe el a alergat de-a lungul șoselei, probabil a ajuns sub o mașină. Aceste camioane se mișcă așa, știți cum, nebunește. Din câmpul de joacă al animalelor, a murmurat ofițerul. Păreți a iubi filmele, a zâmbit Maria. Brusc din bucătărie s-a auzit un zgomot de vase sparte. Se pare că a căzut o oală goală sau o farfurie de metal. Ce se întâmplă acolo? S-a îngrijorat Trifan, Șoareci a mărturisit Maria și a realizat imediat că a făcut o gafă. Șoareci, ai spus. S-a bucurat invitatul neinvitat. Ei bine, serviciul sanitar și epidemiologic va trebui să se ocupe de asta. Trebuie să informăm. Dar înainte de asta, hai să vedem ați șoareci. Chelnerițele au condus cu reavoință polițistul în bucătărie. Ce au făcut ele? În ce belea s-au băgat? Ar fi fost mult mai bine să recunoască totul sau măcar să răspundă la întrebări cu seriozitate. Dar nu trebuie să arate că sunt actrițe talentate. Ușa s-a deschis, iar toți trei au intrat în bucătărie. Avem o bucătărie destul de sterilă aici, aproape ca într-o sală de operatie. A informat Dina. Da, și șoareci gigantici se plimbă, a comentat ironic Trifan. Între timp, Maria a căutat prin ochii bucătăriei. Oala de metal în care bucătărea sa făcea sosuri era întinsă pe podea. Azi, tanti Tatiana nu a venit la serviciu, s-a retras de fapt. Mai bine zis, a venit în prima parte a zilei, a pregătit totul și s-a dus până seara. Nu era prima dată când făcea asta, salariul ei era mic, așa că femeia se simțea îndreptățită să plece de la serviciu până când șeful nu află. Însă camionagii erau atât de flămânzi încât ar fi mâncat și mâncarea încălzită, nu li se putea întâmpla nimic. Din fericire, tanti Tatiana nu era la serviciu, altfel ar fi denunțat o rapid pe fata. Brusc s-a auzit un sunet ciudat din spatele dulapului. Și încă unul și încă unul. Părea a fi un strănut, dar era surt. Ce este asta? S-a îngrijorat Trifan. Șoareci! A strigat Maria și luând o mătură din apropiere. A început să bată zidul dintre dulap și perete cu mânerul telescopic. Fata bătea în perete și făcea un zgomot atât de mare, în timp ce ofițerul stătea lângă ea, își acoperea urechile și părea că simulează o grimasă de suferință. Dina s-a alăturat spectacolului, ținând o răzuitoare și bătea și ea în perete și spatele dulapului, strigând dute, dute de aici. Cu toate acestea, ambele chelnerițe se uitau la fetița mică care se afla exact acolo, în spatele dulapului, și își acoperea nasul cu toată puterea pentru a nu strănuta dar era atât de multă praf, încât nu a rezistat și a strănutat tare. Din fericire, în acel moment ofițerul a strănutat și el. Atât de puternic încât Maria a crezut că îi se va cădea nasul sau îi va săr -i maxilarul. Strănutul puternic al bărbatului a coincis cu șuierăturile slabe ale fetei, iar bărbatul nu a auzit nimic. Ridicându-și privirea spre ospătărițele liniștite de surpriză, Trifan, roșind, a strigat, a oprit deja acest circ, eu ce sunt aici, un clovn. Nu, a răspuns Maria, confuză. Atunci răspundeți la întrebările mele. Cu cine era băiatul vagabond? A urlat polițistul. Cu dobermanul. Dina a dat din cap afirmativ. Și asta e tot. Trifan nu se dădea bătut. Și asta e tot. Cu cine trebuia să fie? A întrebat timid tătăroaica. Deci, așa stau lucrurile, ochii negri ai mei. Pașaportul tău va rămâne la mine pentru moment. Vei să-ți amintești ceva. Mă vei găsi, ai înțeles. Am înțeles, a suspinat Dina și a privit cu reproș spre Maria. Aceasta a făcut ochi mari, asemenea un rimotan dintr-un desen animat celebru, iar tătăroaica, strângând din dinți, a tăcut. Ei bine, bravo! L-a lăudat ironic Trifan. Și totuși, voi trimite echipa de control epidemiologic la voi. Ați ridicat praf în bucătărie. Am dat totul jos aici. După ce s-a asigurat că Trifan a plecat, fetele au început să scoată fetița din ascunzătoarea ei. Maria a tras-o de mână, dar fetița a țipat imediat ai, ai, pot să ies singură. Și chiar a ieșit singură. Ca un iluzionist hodin. Fetele au fost din nou imite de cum Ana a reușit să se potrivească într-un spațiu atât de mic. Scuze, am mâncat cârnații, a mărturisit fetița. Am observat deja, a făcut semn Maria a observat imediat că feria de cârnat și brânză pe care o pregătise în avans și nu reușise să o pună în frigider dispăruse. Se pare că fetița flămândă ieșise din ascunzătoarea ei pentru a lua ceva de mâncare. Ascultă, Maria, ai observat că tipul acela... Dina s-a oprit, dar a găsit totuși un cuvânt adecvat pentru operația neplăcută. Dracul la nici măcar nu a întrebat despre mașină, cea care l-a lovit pe cerșetorul nostru, doar a întrebat cu cine a venit acest derbedeu. Maria l-a privit pe el dezaprobator că îl numea pe tatăl fetiței un cerșetor în prezența ei. Nu face asta în fața ei, totuși e tatăl ei, i-a spus Maria cu voce scăzută, privind în jos la Ana. Oh, dar nu este, a răspuns fetița cu tărie, eu ți-am spus adevărul, el nu este tatăl meu. Cum așa? Atunci, cine este? A fost surprinsă fata. Nu știu și oricum nu am voie să spun, a mărturisit fetița, ascultă, copilașule, dulce, a încercat să-i vorbească cu bulândețe din a, cum te putem ajuta dacă nu vrei să vorbești. Și nu am nevoie să mă ajutați, a spus Ana, bunicul meu mă va găsi și mă va lua înapoi. Și cine e bunicul tău, cum îl cheamă? A întrebat Maria. Anatol a zâmbit Ana. Și care e numele lui de familie, prenumele, au întrebat fetele, sperând că în sfârșit au găsit ceva de care să se agațe, dar au fost dezamăgite. Bunicul meu are un nume complicat și prenumele e la fel, a răspuns fetița. Dina a rostogolit ochii și s-a întrebat ce să facă cu această fetiță. Să rămână aici până la închidere și apoi o voi lua eu acasă, a spus Maria. Da, da, ia-o și o să te arsteze. Știi că este ilegal să furăm copii străini, a avertizat-o Dina. Eu nu fur, eu salvez, a declarat hotărât Maria și, adresându-se fetiței, a întrebat: Vrei să pornesc friteuza și să-ți fac și cartofi prăjiți. Vreau, vreau. S-a bucurat, Ana. Doar fă -o mai repede, pentru că în curând vor veni mai mulți clienți. Nu am de gând să alerg printre ei singură, a avertizat Odina. Maria i-a pregătit fetei o porție mare de cartofi prăjiți și i-a cerut să nu iasă din bucătărie în timp ce ele servesc clienții. Apoi a plecat în sala de mese, iar curând a început alergătura între sală și stradă, deoarece unii clienți, în ciuda țânțarilor, preferau să servească masa în aer liber. Maria, cu toate că credea că situația de azi nu o afectase în niciun fel, a observat în cele din urmă că inima îi bătea sălbatic și mâinile îi tremurau. A chiar vărsat accidental berea în timp ce ducea paharele. Ceva ce nu i se întâmplase niciodată înainte. Ce s-a întâmplat cu tine, Măriuța? S-a mirat unul dintre clienții obișnuiți, mereu agitată, dar care astăzi părea speriată. Oh, pur și simplu nu am dormit bine, sunt într-o stare ciudată azi, vă rog să mă scuzați, a spus vinovată o spătăriță cu ochii plecați. Ah, nu-i nimic, lucrurile se întâmplă, i-a făcut cu ochiul unul dintre șoferii bătrân cu miustăți albe pufoase. Maria nu putea să aștepte să meargă acasă în sfârșit era foarte îngrijorată pentru copilul pe care l-a dusese și înțelegea că ceea ce se întâmpla acum era greșit. Mai mult decât atât, totul era foarte ciudat. Acel cerșetor vopsit. Ambulanța care părea mai degrabă un răpitor, acest agent de poliție ciudat care nu părea interesat de moartea cerșetorului, ci mai degrabă de prinderea anei. Nu făcea asta pentru a investiga moartea omului fără adăpost. De ce era atât de interesat să afle cu cine a venit cerșetorul la cafenea? Poate că omul fără adăpost nu era tatăl ei deloc. Poate că a răpit-o. Ea susține că tatăl ei a murit. Toate aceste întrebări necesitau răspunsuri, iar Maria nu le avea. În mod periodic, tânăra alerga în bucătărie pentru a verifica cum se descurca Ana. Dar copila se simțea destul de confortabil, Până la urmă, bucătăria a revenit la normal, pentru că bucătarul. Tanti Tatiana s-a întors la muncă. În timp ce Maria intra în bucătărie, fetița vorbea fără oprire, povestind tot ce știa cu bucurie femei mai în vârstă, care părea să o asculte. Este nepoata ta, nu? A întrebat bucătăria atunci când Maria a intrat în bucătărie. Tânăra a dat din cap, simțind că din nou trebuie să mintă și a jurat să nu mai mintă de când a inventat povești despre munca mamei ei la contabilitate. Dar viața o forța din nou să recurgă la minciună pentru a se proteja. Dar Maria trebuie să o speli, este murdară de speriat. Iar pantofii. Ce sunt acestea pentru pantofi? Și rochia. Ce este asta? Unde bea mama ei, presupun. Uite, eu întotdeauna am avut un salariu mic. Dar copiii mei erau bine îmbrăcați, curați și hrăniți bine. Ce mai trebuie? Tatiana nu se lăsa și continua să critique. Da, da, tanti Tatiana, voi face totul, aveți dreptate, a confirmat Maria, doar pentru a o face să renunțe la subiect și să nu o pună într-o situație dificilă. În cele din urmă, schimbul s-a încheiat și ospătărițele au început să aștepte mașina. În mod obișnuit, fratele din ei le aducea acasă. Era foarte îngrijorat pentru sora lui și întotdeauna încerca să o ia după schimb, aducând și-o pe Maria. Era sigur pentru ea. Săraca Ana era epuizată. De îndată ce a urcat în mașină, Maria și-a aplecat capul, iar fetița a adormit instantaneu. Din spatele scaunului din față, Dina a spus, mâine stai acasă, îi voi spune Natasha să te înlocuiască. Dar dacă nu vrea? A întrebat Maria. Să încerce măcar, a râs Dina. Îngrijește copilul mâine. Sper că vei găsi ceva de făcut. Dar sub nicio formă nu o lăsa singură acasă. Sper că înțelegi. Maria a făcut un semn de aprobare și s-a gândit la ce să facă, să meargă la poliție. Dar îi se părea că tipul ciudat de la departamentul de poliție nu era încredere demnă. Dacă ar lăsa copilul acasă, ar putea apărea probleme serioase și ce să facă cu fetița mică, Maria nu știa. Au ajuns acasă. Maria a fost ajutată să scoată fetița adormită din mașină și să o ducă în apartament. Dar Ana era atât de ușoară încât Maria a făcut asta singură. Desigur, a deschide ușa cu cheia în mână, ținând copilul în brațe, a fost incomod, dar Maria a reușit cumva. A dus-o direct în cameră și a așezat-o pe canapeaua mamei. În apartament erau două canapele, una pe care dormea mama, iar cealaltă era pentru sora ei. Dar apoi Ecaterina s-a mutat din apartament lăsând-o pe Maria cu cea de-a doua canapea. Oh, cât de fericită a fost atunci că acum avea mai mult spațiu pentru somn! Maria nu a dezbrăcat-o pe Ana ca să nu o trezească, dar a hotărât să-i scoată pantofii și pălăria. După ce a luat sandalele de pe ea, Maria le-a aruncat deoparte cu dezgust și a inspectat picioarele murdare ale fetiței. Sărmană fetiță! Cât timp a umplat, cât timp nu s-a spălat! Trebuie să-i cumpărăm pantofi noi mâine! Apoi, cu grijă, Maria i-a eliberat capul de pălărie și și-a deschis larg ochii când a văzut cum răsar pe pernă buclele ei roșcate și ondulate erau mate și neîngrijite, dar Maria, cu ochiul ei feminin, a înțeles imediat că dacă le spală bine și le pieptănă, părul va arăta uluitor de frumos. Așezând cu grijă o pernă sub capul fetiței și acoperind-o cu o pătură, Maria s-a îndreptat spre bucătărie. Acolo și-a pregătit o ceașcă de ceai și un sandviș cu brânză, apoi a luat o duș și s-a întins să doarmă. Cu toate acestea, nu a reușit să doarmă bine. Somnul ei a fost agitat și întrerupt. Să adoarmă a fost posibil doar spre dimineață. Dar chiar și atunci, Ana a venit și a început să o împingă în coastă. Maria, Maria, trezește-te! Hai să mâncăm micul dejun, sunt foarte flămândă! A strigat fetița. Maria s-a ridicat cu reavoință, știind că va trebui să cedeze, pentru că copilul nu poate aștepta. Și atunci, Maria și-a amintit de mama ei, care se trezea în fiecare dimineață înainte de răsăritul soarelui pentru a pregăti micul dejun pentru ea și sora ei înainte de școală. Și ele luau asta ca pe ceva faiersc. Da, nu e ușor să fii mamă, a gândit Maria. Cum ai dormit, micuțo? A întrebat-o cu un zâmbet. Am dormit bine, a răspuns Ana cu vocea ei veselă. Asta e casa ta. Voi locui aici acum. Maria a oftat. Ea știa că trebuie să spună adevărul copiilor mici, dar ce putea să răspundă fetiței? Că o va duce la poliție sau într-un adăpost. Că oricum nu o poate lăsa să rămână la ea, dar în același timp nu trebuie să creeze copiilor un sentiment de incertitudine. Îți place aici? A întrebat Maria, evitând întrebarea. E apartamentul tău mai mic decât camera mea? La noi, cu tatăl meu, e mult mai spațios și sufrageria e imensă, iar bucătăria e separată, dar oricum îmi plăcea să stau acolo cu Claudia. Ea încânta cântece. La început, Maria a fost uimită. Dar apoi și-a amintit de ea însă și din copilărie, cum visa și trăia într-o lume imaginară, unde avea avere, soți și trei copii. Probabil că și fetița se retrăsese într-o lume de fantezie pentru a face față sărăciei și lipsei. Și cine e Claudia? A întrebat Maria. Economista noastră a răspuns fetița. Uau, wow, știe cuvinte interesante, și a spus Maria în gând. Probabil că îi plac serialele mexicane, dar cine le mai urmărește acum? Și casa voastră e mare. A întrebat Maria. Enormă, a răspuns Ana entuziasmată și a ridicat mâinile în sus. Chiar s-a ridicat pe vârfuri și a sărit în sus. Atât de mare e casa noastră. Maria a râs indulgent, dar și-a dat seama că fetița are o fantezie bogată. Și câte etaje are casa voastră? a întrebat Maria. Trei, a răspuns mândruana. Dar de ce nu patru? a întrebat fata. La ce să ne mai trebuiască patru etaje? Noi oricum luăm liftul, iar Claudia are probleme la genunchi, dar avem loc suficient pentru toți. Și cu ce se ocupă tatăl tău? a întrebat Maria. El se ocupă de bani mari, a răspuns fetița sigură pe ea. Bine, probabil că câștigă bine, a presupus Maria. Foarte bine. Fata a dat din cap, da, răspunse fetița și început să fie tristă. Ei bine, nu te întrista, hai să mâncăm micul dejun. Și ce-ți place ție? Întrebă Maria. Îmi place să beau suc proaspăt la micul dejun, clătite cu icre. Îmi place icra roșie. Dar Claudia mă face adesea să mănânc icra neagră, mă convinge să mănânc măcar o linguriță mică. Și eu nu o iubesc. Ah, și mai îmi place sufleul de curcan cu nuci. Îmi place iaurtul, îmi plac și fructele proaspete. Ei bine, te conving să mănânci icra neagră cu lingurița, îi pare rău pentru tine, râse Maria. Dar, iarna, ce fructe mănânci? Din congelator sau din borcan? Nu și iarna avem fructe proaspete, răspunse Ana și își aruncă părul ondulat în spate. Locuiești într-o zonă bogată, spuse Maria și mângâie părul fetiței, dar eu nu am nici icră, nici sufleu de curcan, în schimb am un cuptor cu microunde, pâine albă și brânză, pot face sandvișuri calde. Vrei? Da, voi mânca, răspunse Ana. Fata a început să taie brânza și să ungă felii de pâine cu unt. Apoi a asamblat sandvișurile și le-a pus în cuptorul cu microunde. Un miros delicios s-a răspândit imediat, iar când sandvișurile s-au răcit puțin, le-a servit fetiței. Ana a sărit cu pofta asupra mâncării. Iată, ai acum și sufleu de curcan, zând Maria în sinea ei. Fetița asta mănâncă ca un aspirator. Cu toate acestea, Maria simțea o adâncă compasiune față de micuța flămândă a cărei soartă o forțase să cutreiere și să sufere de foame. Trebuia să o scoată din lumea ei de fantezie și să afle exact ce s-a întâmplat cu Ana. Spune-mi de ce te-ai ascuns de acel bărbat. Întrebă Maria. De polițist, răspunse Ana. Pentru că ne caută pe mine și pe Vasile și vor să ne omoare, explică fetița în mod faiersc. Ce? Maria nu a putut să creadă. Tatăl meu a fost ucis și vor să mă omoare și pe mine. Maria aproape că s-a sufocat. Ce se întâmplă, Ana? Spunem. Cu cine ai venit în cafeneaua noastră ieri? Întrebă tânăra. si am spus că era Vasile, nu știu cine e el a trăit cu noi în casa noastră, ne-am ascuns cu el de oamenii răi. El mi-a spus să mă ascund părul roșu ca să nu mă recunoască nimeni. Inițial, voia să mi-l -mi tundă complet, dar am strigat atât de tare încât s-a speriat și mi-a pus acest bonetă pe cap, pe care a găsit-o în gunoi. Ce? Ți-a pus haine găsite în gunoi. Da, și Rochia am găsit-o și sandalele. Și hainele lui le-a găsit și el la gunoi. Mi-a spus că trebuie să facem asta ca să nu ne recunoască. Și apoi mi-a cerut să-l ajut să-și vopsească părul, pentru că nu a găsit o bonetă pentru el. Și să știi, o să-ți spun un secret, el a furat vopseaua din magazin când a cumpărat bomboane pentru mine, și nimeni nu a văzut nimic. Maria nu avea cuvinte, era absolut nebun a inventat niște persecutori, iar acum a tras copilul în joc, l-a îmbrăcat din gunoi și l-a învățat chiar și cum să fure. Dar persoana complet nebună i s-a părut ciudată Mariei pentru un motiv. Bine, Ana! Mănâncă, iar eu trebuie să-mi găsesc acum niște haine pentru tine, gândi ea. Nu avea pe cine să întrebe în afară de Ecaterina. A sunat-o și a întrebat-o dacă a rămas ceva din hainele Elisabetei au rămas, dar cu nerăbdare, a răspuns Caterina. Dăm ceva pentru acest sezon. Pantofi, haine! Tu ești însărcinată! A protestat Ecaterina Nu, nu, bineînțeles că nu, a asigurat-o Maria pe sora ei. Doar o colegă de-a mea are o fetiță de 5 ani, trebuie să o îmbrac, au o situație financiară dificilă. De ce ai făcut copii atunci? A spus Caterina. Ei bine, Ecaterina, trebuie să ajutăm, dăm ceva, te rog. Bine, bine, dar cu nerăbdare a fost de acord Ecaterina. Pot să aduc ceva azi? Nu, desigur, a protestat Ecaterina. Trebuie să vii tu, ești liberă, iar soțul Elisabetei lucrează. Bine, mulțumesc încă o dată, a spus Maria și a închis telefonul. Apoi s-a întors în bucătărie și a întrebat-o pe Ana dacă ar fi în regulă să plece puțin, dacă se va descurca singură și dacă nu-i va fi frică. Mă descurc, a răspuns fetița. O să-ți pun desene animate să te uiți să nu-ți fie plictisitor, ok. Am înțeles, a spus Ana. Maria a luat telecomanda și a găsit un canal cu desene animate. Acestea sunt ok. A întrebat ea. Sunt în regulă, a zis Ana, dar televizorul tău e foarte mic. La noi acasă avem un televizor mare și chiar și un cinematograf. Un cinematograf propriu. S-a mirat Maria. Da, chiar acasă, într-o cameră separată, acolo sunt scaune care se așează, pot să stai întins pe timpul filmului, dar eu și tata rareori am văzut filme împreună, de obicei cu Claudia sau cu bunicul. Cu bunicul Anatol, nu? Da, a confirmat Ana. Pe numele cărui nu mă amintesc, nu? Fetiță, îmi pot spune numele tău. Maria nu s-a oprit. Bine, o să-ți spun, am încredere în tine. Numele meu este Drăgan. Oh, acum e mai ușor, a gândit Maria. Și cum îl cheamă pe tatăl tău? Tatăl meu este Alexandru, sunt Alexandra. Logic, a fost de acord Maria, asta e ceva. Trebuie să găsesc pe cineva numit Alexandru Drăgan. Bine, când ajung acasă, o să caut pe internet, dar trebuie să merg mai întâi la sora mea pentru haine, a gândit ea. Era foarte îngrijorată să lase fetița mică singură, dar nu avea altă opțiune. În primul rând, copilul nu avea haine adecvate, iar în al doilea rând, sora ei ar fi pus prea multe întrebări dacă Maria venea acasă cu o fetiță necunoscută. Poate că ar fi și chemat poliția. Când s-a suit în autobuz, Maria și-a dat seama că a uitat complet să-și răpească fiica. Era așa de preocupată de haine că a plecat în grabă. Își învinui cu amărăciune distragerile de la drum și a luat loc pe un scaun gol din autobuz, continuându-și gândurile. Cine era această fetiță? De unde a ea? De ce spunea că tatăl ei fusese ucis? De unde veneau aceste fantezii despre mașină de spălat și cinematograf? pierdută în gândurile sale logice. Maria a aproape ratat stația. Ieșind grăbită din autobuz, a respirat aerul proaspăt care bătea, simțindu-se un pic mai liniștită. Uimitor, ieri încă era căldură de vară, iar azi se simțea deja apropierea toamnei. Maria a început imediat să se gândească la Anița, care nu avea nimic în afară de sandale și o rochie ușoară de vară. Inima Mariei s-a strâns, dar nicio problemă. Sora cu siguranță o va ajuta cu ceva cald acum. Uite, ia pachetul. Uscat, a spus Ecaterina, întinzându-i Mariei pungile obosite de la supermarket, unde a strâns câte ceva. Mulțumesc foarte mult, Ecaterina! M-ai salvat cu adevărat! A zâmbit Maria. Cu plăcere! Ecaterina și-a strâns buzele. Sigur, de la tine nu vei obține nimic în afară de mulțumiri verbale. Oh, eu, eu a început să se bâlbuie Maria, neliniștită. Du-te deja! Soră și-a fluturat mâna către ea și a închis ușa cu o privire nemulțumită. Bine! Măcar a primit hainele, chiar dacă nu se aștepta la cuvinte bune din partea surorii oricum. Coborând în curte și așezându-se pe o bancă, Maria a deschis pachetul și a început să scoată hainele. Primul lucru pe care l-a scos au fost niște pantaloni albaștri din tricot cu pete și gâze. Sub ei se afla o fustă bine împăturită. Maria își amintea bine de această fustă. Ecaterina o purta încă din grădiniță și apoi i-au dat-o Mariei. Iar apoi altcuiva. Cum de a ajuns înapoi la Ecaterina era un mister total. Apoi, Maria a găsit niște dresuri uzate pe călcâie, o jachetă uzată cu o pată de vopsea. Probabil Elisabeta a atins ceva proaspăt vopsit. Poți doar să-ți imaginezi ce țipete a primit de la Ecaterina. Maria a scos un lucru după altul și a realizat că nu poate îmbrăca un copil în toate aceste haine. Chiar credea Ecaterina că acest haos inutil este un cadou pentru un copil sărman. Credea că fetița nefericită ar trebui să se bucure de astfel de haine uzate. Ce grozav! Ce rușine pentru sora ei! Maria și-a ridicat privirea și a văzut-o pe Ecaterina privind-o din fereastră. Văzând privirea surorii, Ecaterina a atras rapid perdelele. Fără să stea mult pe gânduri, Maria s-a ridicat și, ajungând la containele de gunoi din curtea casei, a aruncat pachetul într-unul dintre coșuri și a plecat în grabă. A reușit să se îndepărteze doar câțiva metri când telefonul ei a început să sune. Da, a spus Maria, apropiindu-și urechea de telefon. Ce ai făcut? Ai luat o razna. Ai aruncat pachetul cu haine. Scoatele imediat. Nu, a răspuns Maria rece. Probabil ai greșit, Ecaterina, și mi-ai dat cârpa asta în loc de haine, care e bună doar pentru a lega roșiile în grădină. Asemenea gunoi nu ar trebui să fie dat nici măcar unui copil sărman. Mai Elisabeta a purtat aceste haine și nimic. A spus Ecaterina. Îmi pare rău pentru Elisabeta că mama economisește atât de mult pe ea, a răspuns Maria. Da, ea nu are o mătușă generoasă care să-i ofere haine bune, a replicat Caterina ironic. Adevărat. Dar ea are părinți și ambii lucrează. Renunță la manichiură, nu-ți mai pune gene false, dacă ai nevoie. Aproape în fiecare lună ai haine noi pentru fiica ta. Ecaterina striga ceva nemulțumit în receptor, dar Maria nu a mai ascultat-o și a închis apelul. Ea a hotărât să meargă la magazin și să cumpere haine noi pentru anița, poate nu cele mai scumpe, dar care să-i vină și care să fie frumoase. Avea puțin bani pe card, iar în general îi avea pentru alte scopuri. Dar toate au fost lăsate la o parte când a venit vorba de un copil care nu avea cu ce să se îmbrace. Înainte, Maria nu acorda niciodată atenție magazinelor pentru copii, așa că nici măcar nu știa unde se aflau. Desigur, putea să meargă la centrul comercial, unde cu siguranță ar fi fost secțiuni pentru copii, dar acolo prețurile erau exorbitante. Așa că Maria a decis să meargă pe calea ușoară. A văzut o femeie cu un copil de vârstă școlară și a rugat-o să-i arate unde se află magazinul pentru copii, iar aceasta i-a arătat drumul. La magazin, Maria a avut parte de o altă surpriză. S-a dovedit că hainele pentru copii erau foarte scumpe, dar și prețurile. A suspinat Maria. O vânzătoare amabilă a încercat să-i arate produsele și să o convingă să cumpere, dar Maria a refuzat și vânzătoarea s-a retras. Oare degeaba? Eu aș lua această jachetă și acea rochie, a spus o femeie în vârstă care venise să-și îmbrace nepoata. E destul de scump. Mă voi uita în altă parte, a suspinat Maria. Nu prea știi prețurile, nu-i așa? Aici e mult mai ieftin, a râs femeia. Doar în magazinele cu totul din sticlă și produse chinezești sunt mai ieftine, cred. Dar aici, uitați-vă, calitatea este adevărată, toate sunt din materiale naturale. Poate femeia în vârstă avea dreptate și hainele pentru copii erau cu adevărat scumpe. Dar Maria nu ar fi pus niciodată un copil în astfel de haine uzate, așa că a început să aleagă hainele. A luat lângerie inclusiv șosete și dresuri, a cumpărat blugi, o jachetă moale galbenă, două tricouri, rochi, un pulover cald și o jachetă. A luat și adida albi, pe care i-a putea purta chiar și cu rochia. Aproape că a uitat să ia și elastice pentru păr și agrafe, deoarece fetița trebuia să aibă și părul bine aranjat. Suma a fost destul de mare, dar cumpărăturile pentru copii i-au adus o bucurie reală. Maria era foarte neliniștită că Adida și Pot să nu se potrivească fetiței. Dacă ar fi știut că va merge la magazin, ar fi măsurat măcar un picior. Dar bine că vânzătoarea din magazin a promis să facă o înlocuire dacă perechea nu se va potrivi. Maria abia aștepta să-i dea hainele Aniței. Cu inima strânsă, a plecat acasă. Dar nu doar mărimea hainelor o îngrijora. Se temea că Anița să fie în regulă. Un copil complet necunoscut, pe care l-a lăsat singur acasă. Nu, nu va mai face asta. E prea înspăimântător. Dar temerile ei nu s-au adeverit. Anița stătea în fața televizorului așa cum a fost lăsată. Maria a alergat să o întâmpine. Ce plăcut este să fii întâmpinat de un copil, a gândit ea. Anița a sărit pe gâtul Mariei și a îmbrățișat-o strâns. Ce faci, încetează să mă înăbuși. A râs Maria. Scuze, am uitat complet să te spăl. Acum ne spălăm, ne schimbăm hainele, apoi vom gândi la ce să mâncăm. Bine. Desigur. A răspuns fetița cu un zâmbet. Maria a pregătit baia cu spumă și a pus-o pe fetiță într-o noră de bule care s-a format la suprafața apei. Ana era atât de fericită să fie în baia caldă încât nu voia să iasă. Maria a adăugat apă caldă de câteva ori, dar a fost greu să o scoată din cadă pentru că i-a plăcut acolo atât de mult. Destul, Ana, este timpul să mâncăm și trebuie să încercăm hainele. Nu ești făcută din hârtie sau zahăr, a râs fetița. În cele din urmă, a fost de acord să iasă din cadă. Maria care a stat tot timpul pe un scaun lângă cadă pentru a se asigura că fetița nu se înecă, a suspinat ușurată și, învelind-o într-un prosop, a plecat în cameră. Stai aici, a cerut Maria și eu voi face supa. Pot să vin în bucătărie cu tine. A întrebat fetița cu tristețe. Cu prosopul strâns pentru a nu cădea, micuța s-a dus în bucătărie. Maria a început să pregătească masa, iar fetița a continuat să spună tot felul de povești fantastice despre viața ei bogată și casa ei luxoasă. Am avut chiar și o casă mică pe un copac, a plâns Ana. Și cine ți-a făcut-o? a întrebat Maria. Vasile, a răspuns fetița. Și ai locuit cu el? a întrebat Maria. Da, dar nu știu cine e el, a spus ea, el doar a locuit cu noi. Ana, unde este mama ta? A întrebat Maria. Mama mea a murit, a suspinat fetița. Nu am în memorie, dar era foarte frumoasă. Nu este în regulă deloc, a gândit Maria. Trebuie să aflăm mai multe despre fetiță și să găsim rudele ei. Ana, știi cine sunt polițiștii? A întrebat Maria. Da, sunt niște tipi răi care vor să mă răpească și să mă omoare, a răspuns fetița. Cine ți-a spus asta? A întrebat Maria. Eu doar știu, a spus fetița cu încredere. Știi că ar putea ajuta să găsim bunicul tău dacă le spunem totul? A întrebat Maria. Nu, nu vor ajuta, mă vor ucide, a spus fetița. Maria a suspinat adânc. Știa că imediat ce va adormi fetița va trebui să înceapă căutările de informații. Cina a fost destul de obișnuită, iar Ana a mâncat fără prea mare entuziasm și a cerut mai multe sandvișuri. Dar Maria a fost o menajeră fermă și a insistat ca fetița să mănânce totul. Apoi au început să aleagă hainele, iar asta nu s-a întâmplat fără povești despre o cameră separată unde Ana avea o întreagă grămadă de haine. Toate hainele au fost potrivite, probabil datorită faptului că Ana era o fetiță complet obișnuită pentru vârsta ei, nu prea înaltă sau scundă, nu prea plinuță sau slabă, dar cel mai important a fost că pantofii au fost potriviți. Iar asta a fost cel mai important lucru pentru Maria. Seara, după ce și-a pus la somn pruncul roșcat, Maria a pornit computerul și a început să caute informații pe internet. A verificat mult timp informația, dar nu a găsit nimic, pentru că erau multe persoane cu numele și prenumele pe care Ana le-a menționat. Și nu a găsit niciun articol despre acești oameni. Frustrată, Maria și-a dat seama că nu va putea face acest lucru și a abandonat. Voi gândi la asta mâine, a citat ea personajul ei preferat și a mers să se culce. Mâine este o zi liberă. Nu trebuie să mă scuz sau să cer pe cineva să mă înlocuiască. Astăzi a fost o zi grea. Maria nu a gătit niciodată atât de mult ca astăzi. Nici măcar când a avut grijă de mama ei bolnavă. Și stresul de la vizita surorii ei a fost cu totul altceva. Și cât de mult s-a chinuit când a trebuit să-i dea jos nodurile din părul anei după baie. Cu toate acestea, această noapte s-a dovedit a fi una fără somn, deoarece Maria s-a confruntat cu dilema de a preda fetița poliției sau de a o lăsa să rămână și să afle mai mult despre trecutul ei. Își amintea bine cât de neplăcut a fost să interacționeze cu ofițerii de poliție. Pe de altă parte, erau reprezentanți ai legii și nu toți erau la fel. Dar de ce se temea atât de mult fetița de toți polițiștii? O mulțime de întrebări și aproape niciun răspuns. Dimineața, Maria s-a trezit cu o durere de cap neobișnuită pentru ea. După ce a băut cafea, a început să pregătească micul dejun pentru Ana. Ce avem pentru mic dejun? A întrebat fetița somnoroasă când a intrat în bucătărie, strănutând. Maria a observat că astăzi arată minunat, iar buclele sale roșii strălucitoare erau adorabile. Avei o văz, domnule, a răspuns Maria. Nu avem altceva. A întrebat fetița. Nu știi, în casă avem tot ce vrei, dar astăzi putem merge împreună la magazin și să cumpărăm bunătăți dacă dorești, a spus Maria. Da? A fost bucuroasă Ana. Au ieșit afară doar la prânz. Vremea era minunată, iar septembrie urma să-și facă simțită prezența. Ana și Maria s-au dus la supermarket, alegându-le pe cel mai îndepărtat pentru a face o plimbare. În magazin, Maria a încercat să aleagă alimente care ar putea fi folosite pentru a găti cele mai sănătoase și gustoase mese pentru fetiță. Chiar și caviarul a fost inclus în coș pentru a o răsfăța pe fetiță. Și, desigur, nu au putut să treacă fără dulciuri. După ce au plătit la casa de marcat și și-au pus cumpărăturile într-un rucsac, Maria a luat-o pe Ana de mână și au ieșit din magazin. Au mers câteva blocuri și s-au oprit în dreptul unei librării. Maria și-a încetinit brusc pasul, apoi s-a oprit complet. De ce ne-am oprit? A întrebat Ana. Așteaptă, Ana, a spus Maria cu ochii învățând vitrina în care se afla un tânăr băiat îmbrăcat în mod retro, cu ochelari, care citea o carte cu atenție. Acesta era Nicolae. Maria a inspirat adânc și, după ce s-a încurcat puțin, a decis să se îndepărteze puțin și a tras-o pe Ana după ea, dar apoi s-a întors brusc și a intrat în magazin cu mâna ținând-o de fetița, s-a apropiat de Nicolae și a spus salut. Băiatul a tresărit în surpriză. Îndepărtându-se de carte, s-a uitat la fata și a răspuns ca un robot, salut, Maria. Ce carte ai acolo? Interesantă. A întrebat Maria, neștiind cum să înceapă conversația. Da, una de roman istoric. Indiferent, a răspuns tânărul. Înțeleg, ești atras de literatura istorică, a zâmbit Maria. Cum mai merg treburile tale, Maria? A ignorat gluma ei Nicolae. Ei bine, nimic special, am mers să facem cumpărături, a spus ea, apoi s-a întors ușor pentru a-i arăta lui Nicolae rucsacul plin. Grozav, a zis istoricul. Dar tu cum ești? A întrebat Maria, încercând să-și menține intonația, ca și cum ar fi pus întrebarea doar din politețe. Eu? Bine, a spus băiatul și a zâmbit forțat. Ei bine, Nicolae, mă bucur că te-am văzut, a spus Maria și a făcut semn cu mâna. Și asta este nepoata ta? A întrebat Nicolae, fără să vrea să se despartă. Aproape. A zâmbit Maria și a dus-o pe Ana departe de magazin, pe stradă. Această întâlnire a impresionat-o atât de mult pe Maria și a făcut inima să bată atât de tare încât nu auzea decât gândurile ei și nu observa deloc ce se întâmpla în jurul ei. Strigătul Anei a trezit-o la realitate, când fetița se agăța disperată de mâna ei. Întorcându-și capul, Maria l-a văzut pe un bărbat scund și sportiv într-o bluză albastră cu un mânecă roșie care încerca să o trage în mașină, dar ea nu îi dădea drumul mâinii prietenei sale. Totul s-a întâmplat atât de repede. Ce faci? A strigat Maria nu cu vocea ei și a primit imediat o lovitură atât de puternică încât a căzut pe trotuar și s-a lovit atât de rău în coapsa inferioară încât i s-a întunecat în fața ochilor. Poate din acest motiv nu a realizat imediat cine îi ținea mâna și o ajuta să se ridice, dar necunoscutul a îndreptat-o și a înjurat. Ridică-te, ridică-te, hai mai repede! Maria a ascultat și a realizat că era vorba despre Nicolae. Era într-adevăr el de unde a păruse el aici Tânărul băiat ținea pe Ana în brațe și o trăgea pe Maria, copăleșită de aventura neașteptată și de durerea după cădere Au fugit mult timp, s-au învârtit prin curți și, în cele din urmă, Nicolae le-a spus totul Aici putem să ne oprim și să ne relaxăm Maria respira greu, iar Ana plângea Cine a fost acel om? a întrebat Nicolae Nu știu, a răspuns Maria Cine este copilul acesta? Nu este nepoata ta. Nu-i așa? a continuat să o întrebe băiatul. Oh, Nicolae, asta este o poveste lungă, a oftat Maria. Dar va trebui să mi-o spui, este important, a spus băiatul. Maria a povestit povestea întâlnirii cu Ana, încercând să nu omită detalii importante. Băiatul a pus câteva întrebări, adresându-se doar fostei sale prietene, doar copilului ei adoptiv. Ana spune, doar în familia ta este o astfel de aluniță naturală. Neașteptat pentru Maria, băiatul a întrebat, arătând spre alunița de pe încheietura mâinii fetiței. Era luminoasă, dar foarte interesantă, sub forma peninsulei Oanega. Nu, nu numai. Tatăl meu și bunicul meu au asemenea alunițe, a continuat să întrebe Nicolae. Da, a confirmat fetița. Tânărul băiat a privit-o semnificativ pe Maria și a spus: Cred că am înțeles cine este ea. Nu e nevoie să mergem la poliție. O să rezolv această problemă, dar deocamdată trebuie să vă ascundem. Știu unde mergeți. Maria nu a avut obiecții. Nicolae era atât de hotărât și de sigur pe el, încât fata nu a îndrăznit să spună un cuvânt în contra. Telefonul tău l-am lăsat în depozitul de bagaje apoi îl voi lua, nu-ți face griji. Nu faci niciun fel de probleme, dar asta este important. Să-ți ții si telefonul cât mai departe de tine. Maria nu a avut altă opțiune decât să se supună. Ea doar a întrebat, Nicolae, am uitat să te întreb, cum ai reușit să-l învingi pe tipul de lângă mașină, ce i-ai făcut? Ah, a zâmbit băiatul. E simplu. Sprăi cu piper. E o chestie serioasă, știi. Nu sunt o persoană sportivă, dar știu să scot rapid și să folosesc spray cu piper. Știi, o să-ți-l dau ție, ținele, doar amintește-ți, mereu, mereu trebuie să-l ai la îndemână ca să-l poți folosi ușor. Cu aceste cuvinte, a pus în mâna deschisă a Mariei o mică sticlă albastră de spray. Când trenul lor a sosit, fata s-a ridicat tăcută și, ținând o de mână pe Ana, s-a îndreptat spre tren. S-a așezat în tren și a simțit că se desprinde de realitate, ca și cum totul s-ar întâmpla într-un vis. De câteva ori a închis ochii, apoi i-a deschis sperând că iluzia va dispărea, dar nu s-a întâmplat. Vagonul a pornit, stația a trecut pe lângă ei, apoi copacii și stâlpii de înaltă tensiune au început să treacă încet pe lângă ei. Uneori au văzut câte o casă. Maria, spre surprinderea ei, nu simțea frică. Era doar curioasă să vadă acest vis până la capăt, ce se va întâmpla cu ea, personajul principal și cu ceilalți. Nicolae tăcea. Uneori, Maria își simțea privirea, dar el își îndepărta imediat ochii, ca și cum nu ar fi privit-o deloc. Maria a observat că el se uită la ea. Ea înțelegea că el se bucură de ea, că o iubește. Și ea simțea la fel. Dar nu putea să discute despre asta. Și, aparent, nu putea să înceapă o conversație cu băiatul, așa că au călătorit în tăcere până la sat. Când au coborât din tren, au mers pe jos prin câmp mult timp. De obicei, îmi iau bicicleta cu trenul și încă poți prinde un șofer, dar e mai bine să nu atrageți atenția prea mult, așa că ne vom plimba pe jos prin câmp. Câmpul era larg și au mers mult timp. Apoi au trebuit să treacă printr-o pădure mică, abia apoi au ajuns la drum și au putut să meargă până la sat. Ana a început să plângă. Hai, ani, liniștește-te, a încercat să o calmeze Maria. Era doar obosită. Cu compasiune a spus Nicolae și a luat-o pe fetiță în brațe. Ana a zâmbit. Să meargă pe brațe era mult mai ușor decât să meargă pe picioarele ei. El este un băiat bun, a gândit Maria, dar nu a spus nimic. Când au ajuns în sfârșit la casa potrivită, era deja seară și încă ploua. Maria era bucuroasă că acum, în sfârșit, vor avea ocazia să stea să bea ceai fierbinte. Casa era foarte veche, din lemn, cu pervazuri sculptate la ferestre. Interiorul era, de asemenea, dintr-o epocă de mult trecut. Ceasuri pe perete, fotografii vechi în alb și negru sub sticlă, masă cu cearceafuri plastifiate. Covor cu cerc pe perete. Aceste lucruri erau atât de vechi încât erau imitor cum au supraviețuit până în ziua de azi. Voi aprinde soba pentru voi, altfel nu cred că știți cum și voi sta cu voi pentru a vă asigura că nu vă temeți, a promis Nicolae. Dacă ziua era destul de caldă și în unele zile, chiar caldă, noaptea se răcea deja. În plus, bunica lui Nicolae gătea pe sobă, așa că era necesar să o încălzească. Băiatul a amestecat cărbunii roșii cu un bețigaș și a închis glisorul, acum puteau să facă ceai și supă. Vom sta aici mult timp, a întrebat Maria. Până când rezolv problemele legate de Ana, altfel sunteți în pericol, a răspuns Nicolae. Luând niște găleți, tânărul a mers afară la fântână. A mers de câteva ore acolo și înapoi pentru a aduce cât mai multă apă fetelor. Nicolae mai este cineva în acest sat? a întrebat Maria. Da, dar oamenii sunt foarte puțini, în principal sunt dădăcii care au plecat deja când sezonul s-a terminat și aduc și copiii la bunici, dar și copiii s-au împrăștiat la școală. Există un magazin aici? a întrebat fata. Nu, magazinul este în satul vecin, dar nu este atât de departe, cam 5 km în linie dreaptă. Bine, asta e bine că am mers la supermarket înainte de această aventură. Acum o să fac cina pentru noi toți. Și avem câteva provizii aici. Zahăr, ceai, cereale, paste. Le-am lăsat de la bunica și mai am adus și noi. Am venit aici vara să săpăm în grădină, să ne scăldăm în râu. Oh, Maria și ceva altceva. Am cumpărat o cartelă să la la gară. Acum o voi pune pe telefonul bunicii ca să fii în legătură și îți voi nota numărul meu. Nu trebuie, nu nota, a spus fata. Nicolae, lasă asta. Trebuie să fim în contact, a spus băiatul, puțin jignit. Nicolae a spus hotărât Maria, nu e nevoie. În amintesc numărul tău pe de rost. Tânărul a roșit și a coborât ochii. Noaptea, Maria a dormit ca o piatră, în ciuda patului dur și a picioarelor de pene, care erau tari ca betonul. Și în jur se auzeau sunete ciudate și necunoscute. Șoareci scormoneau, cineva se târa, iar afară ceva urla și făcea zgomot. Dar Maria a dormit strâns până dimineața. Probabil că nopțile nedormite anterioare i-au lăsat amprent. Ana a fost pusă în pat lângă ea, iar Nicolae a dormit într-o cameră alăturată. Dimineața s-a trezit, a făcut micul dejun, dar a fost surprinsă să vadă că Nicolae s-a trezit înaintea ei și a prăjit ouă pe o tigaie veche de fontă. Ah, v-ați trezit! M-am spălat deja! Haideți la masă! Spălându-se într-un laian suspendat, Maria se întreba cum bunica lui Nicolae a trăit toată viața fără confortul civilizației, dar măcar cu electricitatea. Au micul dejunat, iar Nicolae a anunțat că trebuie să plece. Mariei era teamă să-l lase să plece. Nu voia să rămână singură în această casă veche. Nicolae, scuză-mă, dar simt prezența bunicii tale în această casă. Mi-e frică, a spus ea șoptit. Dar asta e bine, a râs băiatul. Bunica era bună și cu siguranță te-ar fi plăcut. Și dacă spiritul ei este aici, înseamnă că vă va proteja atât pe tine, cât și pe Ana. În general, eu nu cred în toate aceste povești despre lumea de dincolo, așa că consideră această casă ca adăpostul tău, care te va proteja de pericole. Maria a dat din cap și și-a coborât privirea. Sincer, nu am înțeles niciodată ce pericol mi se apropie, cine ne urmărește și de ce Anița este atât de importantă. Încă nu știu sigur, așa că nu mă pot pronunța. Dar cu siguranță o să aflu totul, Maria. Crede-mă, înțeles, a spus el da, a confirmat fata. Iată puțin bani pentru voi. Cât am avut la mine, a spus Nicolae, vărsând conținutul portofelului pe masă, acoperită cu cearceaf. Mă las și pe mine cu bani pentru tren. Mulțumesc, Nicolae, a răspuns Maria, temându-se să nu spună ceva nepotrivit care să i-amintească băiatului de certurile lor legate de cadourile sale nereușite. Îi era rușine acum. Acum știa cu siguranță că toate cadourile lui Nicolae, chiar dacă erau ciudate, erau făcute din dragoste și grijă. Ei bine, mă duc, a spus Nicolae și aproape se întoarse spre ușă pentru a pleca. Dar apoi se întoarse brusc către Maria, a făcut câțiva pași grăbiți spre ea și a îmbrățișat-o strâns, strâns. Iartă-mă, Maria, a spus el, am fost un prost. Și tu mă ierți, a spus fata, am fost o proastă. S-au sărutat, iar inima Mariei a început să bată tare. Nicolae a plecat, iar ea a rămas cu gândurile că atunci când se va întoarce, cu siguranță trebuie să discute, cu siguranță. Ana s-a trezit mai târziu. Maria a hrănit-o cu micul dejun și a început să se gândească cum să-și petreacă timpul în sat. S-a dovedit că opțiunile de activități nu erau atât de variate. La început, stăteau doar în casă și priveau pe fereastră cum ploaia inunda străzile. Apoi au decis să iasă la plimbare și Maria a realizat că pantofii Anei nu erau deloc potriviți pentru călătoriile la țară. Nu prea erau local nici în jur, Primul pe care l-au întâlnit a fost o bătrână cu un șal negru care a început să-i întrebe cu strictețe cine sunt și de unde vin. Cel de-al doilea a fost un bărbat de aspect neplăcut care s-a agățat de ei și nu i-a lăsat până acasă. Și în noaptea aceea, Maria nu a mai putut închide ochii. Dacă în ziua precedentă s-a oprit pur și simplu și nu a acordat atenție niciunui sunet, acum fiecare zgomot o irita și o neliniștea. Ana nu era nici ea în cea mai bună stare, începuse să fie mofturoasă brusc. Mereu i apărea ceva în fața ochilor și, în general, era speriată. Maria a așteptat cu nerăbdare să vină școala, gândindu-se. A doua zi a fost atât de plictisitoare încât a decis să vadă ce are bunicul Nicolae în dulapuri. Știa că nu este frumos, dar a hotărât să examineze tot ce era valoros și în timp rudele l-au dus oricum în oraș. Timp de câteva ore, Maria și Ana s-au distrat studiind comorile bunicului. Nu aveau nimic de valoare aici, dar bătrânul părea să aibă grijă de aceste obiecte. Fetele au arătat un interes special pentru albumul de fotografii. Se uitau cu interes la imaginile alb-negru, iar acum aici era și bunicul Nicolae din copilărie. Nu-l puteau confunda cu nimeni altcineva. Afară a început să se întunece, iar în casă era din ce în ce mai inconfortabil. Era înspăimântător, ne la locul lui, și cum de bunicul a trăit singur aici. Maria și Ana au mâncat rapid cina, s-au culcat și s-au acoperit cu o pătură. A doua zi nu știau ce să facă. Maria se gândea la faptul că ieri trebuia să fie la serviciu. Dar acum nu avea nicio șansă să ia legătura cu Dina sau cu managerul. Chiar și stăpânul casei nu comunica cu servitorii, considera că este sub demnitatea lui, cu toate că au avut personal o dată sau de două ori. Cu alte cuvinte, nu avea pe cine să întrebe despre munca ei. Asta înseamnă că cel mai probabil o vor concedia și nici nu-i vor plăti salariul. În cafenea aveau astfel de practici. Impuneau amenzi în valoare de un milion și te dădeau afară. Maria a suspinat. Ei bine, în comparație cu faptul că ajungi în mâinile unui tip neplăcut și chel în jumătate, concedierea părea o prostie. Când au descoperit că le-au rămas fără mâncare, Maria i-a sugerat Anei să meargă la magazine. Hai să mergem să-ți cumperi pantofii, i-a spus ea. Și au plecat în satul vecin. Fata nu știa cât timp vor trebui să stea aici, dacă Nicolae va aduce bani și dacă va mai avea ocazia să cumpere mâncare. Așa că a avertizat-o pe Ana să nu ceară nimic, merg să cumpere strict ce este necesar. Cu toate acestea s-au dovedit că nu avea mare lucru de cerut. Alegerea produselor în magazin era atât de limitată încât Maria chiar a fost dezamăgită. Atât de mult au mers și au ajuns să cumpere aproape nimic. Când s-au întors, Maria și Ana, obosite, s-au așezat să bea ceai. Fata vorbea ceva, glumea, iar Maria se simțea atât de tristă încât nu știa ce să facă cu ea, și dintr-o dată a vrut să sune lui Nicolae. Și doar mâna ei s-a întins spre telefonul cu butoane vechi pe care băiatul își pusese cartela cumpărată. Telefonul a început să sune cu putere. Pe ecran apărea un număr. Era numărul lui. Maria și-l amintea pe de rost. Alo. Maria, sunt eu. Ascultă, am rezolvat aproape totul. Totul se va termina curând. Totul e în regulă acolo, nu e așa? Da, totul e bine, Nicolae, eu. Maria, mai târziu totul va veni. Totul se va termina curând, înțelegi? Apelul s-a întrerupt. Nicolae poate fi atât de ciudat uneori, a gândit Maria nemulțumită. A înțeles că îi lipsea foarte mult comunicarea. Avea nevoie urgentă să vorbească cu cineva. Dar cu cine? Și apoi i-a venit în minte Ecaterina. Era a doua persoană a cărei număr îl știa pe de rost. Sigur, trebuie să sune sora. Maria a format numărul Ecaterinei și, spre surprinderea ei, a auzit o voce extrem de prietenoasă a surorii era atât de neobișnuit. Maria, ești tu! Slavă Domnului, mă gândeam deja unde ai dispărut. Te sun, te sun și tu ai numărul închis. Mă pregăteam să sun la poliție. Nu ești nervoasă, Ecaterina. Nu-ți face griji, totul e în regulă cu mine, a asigurat Maria. Unde te afli, Maria? Ecaterina a întrebat cu o voce dulce. Oh, soră, nu pot să spun. Îmi pare rău, a spus Maria cu un ton scuzător. Cu toate acestea, Ecaterina nu putea fi oprită. A insistat atât de mult asupra Mariei și a implorat-o să-i spună unde se afla, încât fata a cedat și, spre seară, a înțeles ce greșeală a făcut. În jur de ora 5 după amiaza, o mașină s-a oprit în fața casei în care se aflau Maria și Ana și din ea a ieșit același tip cu pete. Avea doi tip cu el. Atât de fără chip și neinteresanți încât Maria nici nu i-a reținut. Nu a fost nevoie să depună prea mult efort pentru a sparge lacătul. Ușa s-a deschis ușor și toți trei au intrat în cameră, unde pe pat, aproape una lângă alta, se aflau Maria și Ana. Fetele speriate nu aveau unde să fugă. Prinsă mințind. Încet și cu un zâmbet malefic pe buze, bărbatul a învârtit pistolul către Maria. Ana a țipat și s-a lipit și mai strâns de fata, iar Maria, de frică, și-a închis ochii. Era pregătită să fie împușcată în frunte, dar bărbatul n-a apăsat pe și s-a prins doar în râs. Te sperii! Vezi ce se întâmplă când înșeli, ce? Ai complicat lucrurile pentru mine. Pune-o mașină, iar pe asta scăpați de ea. Am văzut, aici există un rupitoresc, a spus bărbatul, adresându-se tipilor. Apoi, întorcându-se din nou spre Maria, a spus: Nu-ți fie frică, acolo e un loc liniștit și frumos, nimeni nu o să te găsească, o să te transformi într-o sirenă. Bărbatul a râs din nou, iar Maria a simțit cum îi gheață înăuntru. Chiar e tot? Chiar o vor omor acum? Râsul otrăvit al lui Trifan a fost întrerupt de sunetul unei mașini care se apropia. Maria s-a uitat spre fereastră și a văzut un seuve negru. Din el au ieșit grămadă niște tit cu fețe de boxer și au început să se îndrept spre casă. Întrând cu piciorul în față. Au pătruns în cameră, având pistoale pregătite. Primii oaspeți au reacționat imediat și și-au scos și ei armele. Cine sunteți? A strigat Trifan furios. Nu e treaba ta. Nu pe tine te căutăm, a răspuns liderul boxerilor. Maria a recunoscut unul dintre ei. E chiar el cel care a încercat să răpească pe Ana, iar Nicolae a protejat-o, auzi. A încercat să intre în dialog unul dintre huliganii lui Trifan. Așteaptă-ți rândul, l-a întrerupt unul dintre noi veniți. Nu te vom atinge. Avem nevoie de fată. Dă-o și plecăm. Dacă nu, vei rămâne aici. Îți pregătim un mormânt de familie. Dar ceilalți nu aveau de gând să se predea. A început o ceartă, după care s-au folosit armele. Auzind împușcăturile, Maria și Ana au început să țipe și să se ascundă în spatele vechile dițe al bunicii. Haosul a început, țipete, înjurături, sunetul împușcăturilor și al geamurilor sparte, iar apoi totul a devenit liniștit. Maria a așteptat mult timp înainte de a ieși din adăpost și când în cele din urmă s-a ridicat, nu a putut să-și creadă ochilor. Toți bandiții erau morți. Zăceau în poziții ciudate, unii pe pat, alții pe podea, unul chiar peste masă. Maria a simțit cum se învăluie în întuneric, se simțea rău. Încercând să nu leșine, a luat-o pe Ana și, acoperindu-i ochii cu mâna, a început să fugă spre ieșire. Stai! Au auzit un glas slab. Maria s-a întors și l-a văzut pe Trifan sângerând. Cu ultimele puteri, a ridicat mâna, strângând puternic un pistol și a apăsat pe trăgaci. Maria a tresărit, dar nu a auzit nimic, doar un clic surd. Atacatorul a încercat să tragă din nou, dar totul a fost în zadar. Fata a înțeles că nu mai avea gloanțe. Apucând-o pe Ana, a fugit din casă. Stai! Stai, nemernico! A strigat Trifan furios, iar Maria a încercat să fugă cât mai repede de acel glas înspăimântător. A alergat fără să știe unde, trecând pe lângă case cu ferestre închise, dar în față era o casă cu lumină. Maria ar fi vrut să ceară ajutor, dar s-a temut. Acum fiecare casă părea periculoasă. Trebuia să părăsească satul, să fugă la gară, să ia trenul și să meargă acasă fără bilet. A alergat pe drumul umed după ploaie, cu picioarele lipite de noroiul format, trăgând după ea pe Ana speriată. La început i s-a părut că aude zgomotul unei mașini, dar curând a văzut lumina farurilor. Maria încercase să fugă în altă direcție, dar era prea târziu. Mașina mergea prea repede și curând i-a ajuns din urmă pe fugari. Ușa mașinii care se oprise brusc s-a deschis, iar oamenii au sărit afară. Maria nu putea vedea fețele, farurile strălucitoare îi băteau în ochi, așa că ea putea distinge doar siluetele. Ana a țipat disperată, iar Maria a continuat să fugă disperată, încercând să tragă fetița după ea. În urechile ei suna foarte tare, fetița țipa înspăimântată, iar printre aceste zgomote se auzea strigatul stai, stai. Apoi, piciorul Mariei s-a încurcat în noroi. Maria a simțit că și-a vârât glezna și, urlând de durere, a căzut cu fața în jos. Cineva a alergat spre ea și a prins-o din spate. Cu ultimele puteri, fata s-a întors și a folosit spreiul pe care îl dăduse Nicolae. Ah! A strigat bărbatul care o prinsese pe Maria și s-a retras. Ce faci? Ești tu! Și atunci Maria și-a dat seama că atacatorul vorbea cu vocea lui Nicolae. Nicolae! Ei, cine altcineva, în ei vederea. Maria s-a uitat cu ochii strânși și l-a recunoscut. Era într-adevăr Nicolae, dar nu purta ochelari. Unde sunt ochelarii tăi? A întrebat fata, gândindu-se că această întrebare era acum foarte potrivită. Dacă ar fi purtat ochelari, nu ar fi avut teamă despre iul ei. Nu știu, a răspuns Nicolae iritat, i-am pierdut în timp ce fugeam. Nicolae, aproape am fost omorâți, a plâns fata. Iartă-mă, draga mea, iartă-mă că am întârziat, a spus băiatul, încercând să o simtă pe Maria pentru a o îmbrățișa. Avea ochii înțepeniți, nu vedea nimic. Nu-i nimic, va trece, a spus un bărbat bătrân și robust, ajungând la Nicolae. Bunicule, bunicule! A strigat bucuroasă Ana. Ana, nepoțica mea! A spus bărbatul tandru și a luat-o în brațe. Cum am simțit lipsa ta, bunicule! Și eu am simțit-o, crezi? Nu te voi mai lăsa niciodată. Apoi s-a întors spre Maria și a dat indicații, Ei bine, hai să mergem la mașină. Maria, tremurând de la tensiunea nervoasă, l-a luat de mână pe Nicolae și l-a urmat pe bărbatul bătrân care ținea în brațe o fetiță mică. Acolo, Nicolae, în casa bunicului tău, sunt niște bandiți. S-au împușcat unii pe alții, totul e în sânge. La astfel de vești, Nicolae a rămas cu gura deschisă. Băieții mei se vor ocupa de ei mâine, a spus bătrânul și l-a bătut pe istoric pe spate, așa că acesta s-a îndoit. A urcat în mașină, iar bărbatul robust care conducea i-a dus departe de sat. Maria a văzut o armă lângă șofer, dar nu a zis nimic. Astăzi nu mai poți impresiona pe nimeni cu asta, a comentat. Mașina a mers mult timp și în cele din urmă s-a oprit în fața unei case mari cu trei etaje. Da. Suntem acasă. A strigat bucuroasă Ana. Bărbatul bătrân care o ținea tot timpul în brațe ca și cum ar fi avut teamă să o lase s-a zâmbit și a spus: "Da, nepoțica, ești din nou acasă." Și atunci Maria a realizat că Ana nu i-a mințit cu privire la casa bogată. Se pare că nu a mințit nici cu privire la icrele pentru micul dejun. Fata a fost complet convinsă de asta când au intrat într-o hol imens cu coloane impozante și podea de marmură luminoasă. Ana sărea și se învârtea de bucurie. Era atât de fericită și se distra, parcă n-ar fi trecut prin ororile de astăzi. Ea se îmbrățișa de coloane, sărea pe canapea și repeta tot timpul sunt acasă. Sunt acasă, la strigătele ei a ieșit o femeie în vârstă cu părul perfect aranjat, înaltă, cu trăsături stricte ale feței care s-au transformat instantaneu când a văzut-o pe fetiță. Ana! Ana! A strigat ea! Claudia! A răspuns Ana și s-a repezit spre femeie. Maria zâmbea când privea toată această scenă. Nicolae zâmbea și el, acum că și-a revenit puțin după sprăi. Dar apoi, Maria a avut parte de o altă surpriză. Nu știa de unde a apărut vagabondul acela care a apărut în cafeneaua lor cu câteva zile în urmă. Vasile! A fost bucuroasă Ana. Ana a spus cu afecțiune Vasile și a adăugat: M-am temut că te-am pierdut. Capul lui Vasile era bandajat, iar mâna lui și mai mult. Cum te simți? a întrebat fata. M-am gândit că mașina v-a omorât. Ha, proștilor li se face noroc! A zâmbit Claudia, iar Vasile a răspuns, eu, de asemenea, am crezut că a fost sfârșitul meu. Am văzut deja lumina la capătul tunelului, dar știți, era doar o contuzie. Și o fractură a mâinii și niște zgârieturi la cap. Dar asta e doar o bagatelă în comparație cu moartea. Claudia a intrat în conversație și bărbatul bătrân care a rămas în tăcere până acum le-a oferit oaspeților să rămână peste noapte. Așteaptă, vreau să aflu ce s-a întâmplat Atâtea întrebări A obiectat Maria Și vei primi cu siguranță răspunsuri la toate întrebările tale, dar doar mâine, a spus bărbatul A trebuit să ne supunem Claudia a întrebat dacă tinerii vor dormi împreună sau dacă trebuie pregătite camere separate Nicolae a fost rușinat, dar Maria a răspuns cu încredere, vom dormi împreună cu coada ochiului, a văzut cum Nicolae zâmbea fericit. Când s-au întins pe pat, Maria a inițiat un interogatoriu asupra lui Nicolae. Nu voi adormi până nu îmi spui totul, a cerut ea. Ei bine, bine, s-a predat băiatul. Mulți oameni vin la mine pentru a-și reconstitui arborele genealogic al familiei lor. Iată-le pe Anatol, spuse el cum. Întrebă Maria. Anatol, da, confirmă Nicolae și Maria își dădu seama de ce nu putea Maria să-și amintească numele de familie al bunicului. Deci, continuă tânărul, el a venit odată la mine cu o cerere și am găsit atât de multe informații interesante despre familia lui, inclusiv faptul că toți se nasc cu păr roșu. Desigur, nuanța roșului poate varia, unii aveau păr castaniu, alții chiar roșu ca soarele, iar alții erau blond deschis. Am studiat arhivele, documentele, scrisorile și în cele din urmă am pregătit un material pentru care Anatol mi-a fost foarte recunoscător și foarte generos. Și aceste cunoștințe mi-au fost de ajutor. De exemplu, semnul de naștere de pe încheietura mâinii. Toți l-au. Este ca o marcă. Și știi ce semnifică semnul de naștere? Bogăție. Și acesta este într-adevăr un clan foarte bogat. Cu toate acestea, toți sunt nefericiți, li se întâmplă tot felul de lucruri. De exemplu, mama Anei, fica șefului familiei, a murit în timpul nașterii din cauza rupturii aortei. Cei mai buni medici nu au putut face nimic. Tatăl Anei, fiul natural al lui Anatol, a fost eliminat de concurenți, iar Ana a fost aproape răpită pentru răscumpărare. Bani, afaceri, putere. Da, da, bătrânul nostru este o figură destul de întunecată și foarte influentă. Din fericire, Vasile a salvat fata. Și el are o istorie foarte interesantă. Vasile, nepotul legitim al lui Anatol. Fica lui l-a născut la 15 ani și Anatol era atât de rușinat de reputația ei și a lui, încât a dat copilul unei rude îndepărtate și a spus fiicei că băiatul a murit la naștere. A crezut că tânăra va plânge și va uita, dar nu a fost așa. A căzut în depresie, apoi a devenit dependentă de droguri. Anatol a tratat-o, a cheltuit mulți bani, dar totul a fost în zadar. Uneori intra în ameliorare, trăia o viață normală, dar nu pentru mult timp. Și toată lumea îl căuta pe fiul său, iar tatăl tăcea, nu spunea că fiul era în viață. Știa că nu îi va ierta. Poate o întâlnire cu el ar fi putut să o vindece. Și când a ajuns la această concluzie și a decis să aducă pe Vasile, în vârstă de 30 de ani, în casă, a aflat o veste teribilă. Fica s-a sinucis, fără să știe că băiatul ei a fost în viață tot acest timp. Anatola a adus totuși nepotul, care s-a dovedit a fi ușor diferit, o formă de autism. Dar avea un talent pentru grădinărit. El a transformat grădina bunicului într-un parc adevărat. Și tocmai Vasile l-a speriat pe asasinul care l-a omorât pe tatăl Anei în acea noapte și care intenționa să o răpească pe fetiță. Prinzând copilul, el a fugit din casă și s-a ascuns. Anatol a folosit toate mijloacele de ascundere pe care le-a putut, chiar și a vopsit părul roșu. Bandiții îl căutau și bănuiau că el știe de moartea unchiului său, că l-a ucis în răzbunare pentru mama sa și viața distrusă în afara familiei. Și Ana a trebuit să rămână cu el și să se ascundă de bandiți și de lupul în uniformă al lui Trifan. Nu puteau apela la poliție, mulți erau înregimentați de bandiți, iar alții erau intimidați. Vasile a înțeles asta destul de repede. Așa că a fost vânat ca o fiară până când în cele din urmă a fost lovit de o mașină. Până în ziua de azi nu se știe dacă a fost un accident sau intenționat. Așa că Maria a fost șocată de poveste. Deci, cu ajutorul Anei, al lui Anatol, cum o chema Anatol, au încercat să șantajeze. Da! A fost o redistribuire a puterii aici, astfel încât tatăl Anei, Ana însă și, și ea au avut de suferit. Deci, Ana este nepoata unui bandit. Ei bine, asta ai putea să spui, a fost de acord Nicolae Dar cum ne-au găsit bandiții în sat? a întrebat fata Oh, aici, din păcate, Dina a greșit și sora ta Trifan totuși a decis să o șocheze din nou, a spus tot felul de prostii despre tine, că ești o răpitoare, iar ea va fi tratată ca complice și i-a amenințat pașaportul Dina a dezvăluit adresa ta Apoi a mers la sora ta, nu a făcut scandal, doar a plătit o sumă ridicolă ea a aflat unde ești și l-a trădat. Dar ceilalți, când au ajuns, au dat un foc din start și apoi au coborât scările. S-au dovedit la comi. Pentru a evita să mai fie bătută, ea le-a spus totul fără să ceară bani. Așa că au ajuns la tine aproape în același timp. Da, a spus Maria, nefiind pregătită pentru faptul că sora ei o va trăda. Oricum, informații ar fi fost extrase din ea într-un fel sau altul, ar fi fost amenințată cu ceva, ar fi fost șantajată cu fica ei sau ar fi fost presată în vreun fel, dar să fie trădată pentru bani este dezamăgitor. Nicolae și Maria nu au dormit toată noaptea, au vorbit, au discutat despre tot ce s-a întâmplat și au avut și o discuție despre relația lor. Au decis că Nicolae se va muta la Maria imediat și nu le pasă ce spun oamenii. Dimineața, când au coborât pentru micul dejun, Maria a văzut-o pe Ana îmbrăcată elegant. Părea o mică prințesă la masă. Fata s-a ridicat de pe scaun și a alergat să o îmbrățișeze pe Maria. Fata zâmbi și ea a simțit dorul de micuța roșcată. Când s-a așezat la masă, Maria a zâmbit când a văzut farfuria cu clătite și un bol cu icre negre și roșii lângă. Acesta era visul Anei în care nu crezuse niciodată. La micul dejun a coborât și Anatol, dându-i Mariei ocazia să-l observe mai bine. Era un bărbat serios și impunător. După ce au discutat tot ce s-a întâmplat, bătrânul le-a mulțumit celor care au salvat-o pe nepoata sa, pe Maria. Cum pot să vă mulțumesc? L-a întrebat el. Nu am nevoie de nimic, a răspuns Maria. Sunt bucuroasă că sunt în viață. Dar pentru tine, Nicolae, ce pot să fac? a întrebat bărbatul. Ei bine, există o problemă, a spus Nicolae cu gândurile la romanul său istoric. Am scris un roman, l-am dus la editură și mi-a fost furat și publicat sub numele altui autor. Romanul a devenit un bestseller, toate onorurile au fost acordate autorului fals. Am încercat să lupt să mă afirm drepturile de autor, dar pe partea cealaltă sunt oameni prea puternici. Am înțeles, a confirmat bătrânul voi rezolva problema. Dar pentru tine, Maria, totuși, voi avea nevoie de numărul contului bancar. Vă voi transfera banii înainte de a pleca. Un cadou de la Ana. Un cadou de la despărțire. S-a mirat Maria. Da, vreau să plec și să-mi scot familia de aici. A fost suficient. S-a răzgândit. Și nu veți mai vedea niciodată pe Ana, dar asta nu este o problemă. Cel mai important este să știți că este în siguranță. Maria s-a uitat la fetiță, care a suspinat și a lăsat să-i cadă privirea. Era evident că era tristă să se despartă de prietena ei mai mare, dar nu putea să-i contrazică pe bătrân. După micul dejun, Nicolae și Maria s-au întors acasă. Au vrut să uite cât mai repede această poveste și să se întoarcă la zilele lor gri obișnuite, în care nu se întâmpla nimic. Maria nu știa când bătrânul își va lua nepoata. Vasile și Claudia și-i va duce într-o viață nouă, în care nu vor mai fi implicați în războaiele dintre bandele criminale. Ea nu i-a mai văzut niciodată, dar exact în trei zile de când cei doi tineri au revenit acasă, jurnaliștii au venit să-i vadă. Aveau nevoie de Nicolae, care, așa cum s-a dovedit brusc, era adevăratul autor al romanului popular. Tânărul istoric a fost solicitat în emisiuni și discuții despre furtul de autoritate, i s-a oferit contracte pentru cărți noi, iar editura care i-a furat romanul împreună cu falsul autor a fost criticată în mod aspru și a plătit o despăgubire uriașă. Cu privire la Maria, bătrânul nu a uitat. Oricum. Ea a primit o notificare de la bancă. Contul ei a fost alimentat cu un milion de dolari. Vă rog să mă susțineți cu un like și să vă abonați.